asta că... apropo de oameni care nu știu ce așteaptă când vin în lumea asta. Ești tot timpul. Ei cred că e mai ușor că la un job care de la 9 la 5, dar tu de fapt muncești 24 cu 7. Când dormi te gândești la piese, la clipuri, la idei, la show-uri, la combinații, la de unde iau bituri, ce cameraman, ce aia, pa, n-am lumină, n-am aia. Mie când vine și mai zici de... și asta. Da, da, da. Când nu ți iese, îți mănâncă sufletul. Da, da, nu. Sau să bași bani în ceva, și să nu-ți iasă nici măcar 5% ce ai vrut tu, și fără bani să iasă mult mai aproape și plus că e și chestia de la piesă la piesă cu cât ai mult succes lumea își cere mai mulți bani la început biturile erau gratis dădeam eu câte 50 de lei, 100 de lei că nu putea să fie gratis de fapt după aia 200, 300, 400, 100 de euro 200 de euro e... clipurile la fel Mamă ce, aș vrea să lucrez cu tine, sunt la început, sunt fotograf, vreau să fac primul clip. După aia a ajuns mare cameraman, după aia încă unul, încă unul, eu mereu am căutat oameni noi. Fotografi, cameramani, beatmakeri. Că nu pot să merg pe aceeași, că ei o să-mi ceară automat mai mulți bani, că ei cred că am eu mai mulți bani. Dar n-am și toți banii îi bag în asta, înapoi. Adică... Și nici nu sunt așa mulți bani, sunt fix cât am eu nu vreau mai mult. o subțire de vară. Deci am ținut să fie foarte relaxat ăsta, să fie pe vară, așa, pe liniște. Eu chiar sunt relax, că am și obosit. Între timp am și obosit azi. E o perioadă de-asta care e plină și de festivaluri și de tot felul de concerte. și Care a fost cel mai plin an de la tine, de până acum, de când ai început? Sincer nu știu exact, cel mai bun ăsta ar fi, dar cel mai plin au fost altele pe la început, când mergeam și la baluri, o grămadă baluri, mai aveam și turneu cu albumul și mai veneam și un festival sau ceva pe lângă. Și atunci era un cumul de foarte multe concerte care nu erau nici cel mai bine plătite, nici de era o chestie artistică așa mergeam mult. Adică îmi doresc și cred că toți își doresc un turneu ca asta de de pleci în ianuarie, te întorci în decembrie. Da, dar nu poți să faci la noi. nu, la noi aici. făceam cât un oraș, două ai maxim trei. Dar și aia era pe prea weekend. mult pentru voce. Da, vineri, sâmbătă, duminică sau joi, vineri, sâmbătă. Brașov, uh. după aia nu știu ce, Sibiu, după aia Cluj și după aia acasă. Mi se pare că mai mult de două concerte pe weekend sunt foarte, foarte obositoare, adică da, dar e o zi din săptămână în care mai poți să faci niște bani sau niște oameni mai poți să facă niște bani pe cărca ta și tu implicit și atunci dacă vrei să te bagi, să te riști, să strigi vocea sau nu știu, că nu știi, nu te poți baza. Probabil. Ai avut momente în care te-a lăsat vocea la curcine? Da, M-a lăsat toată dată la airfield înainte să urc pe scenă. Am urcat pe scenă, am înjurat de două ori pe aia care era înaintea mea Oia, cum îi cheamă, dob di Ei trebuia să fie după noi. Și au urcat înaintea noastră și aveam cu Dili o listă de chestii să le facem, să pună lumea mâinile sus, să sară jos, să facem pogo, să nu, cu liste, știi? Da. Și au urcat și pe scenă, că pierdeau avionul sau a trebuit să iau un avion mai devreme cu o oră, două, și au început, lumini, <laughs> moșbit. Aia, s-a urcat pe scenă, a stat în cap, le-a făcut tot ce aveam noi, noi le ștergeau, că dacă le-a făcut ei, le-a ce să și lui. Și când a intrat pe erau așa și după o sticlă de rom de și vorbit ăla, vorbit în backstage, ce mai faci? M-a distrus și cu romul ăla cu gheață, dă-te pula mea, să nu ce a jurat acolo de vreo două ori, lumea, dă-te pula mea, încă o dată, dă-te pula, și a simțit așa cum parcă s-a rupt ceva gât, pac, și Bună seara! <laughs> Noroc că era Dili și mai era și Wicked cu mai erau doi DJ-i au mai scos da, 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 da. Și am făcut, am bazat pe alte chestii tot, am sărit în public în loc să cânt, m-am urcat pe scenă în loc să cânt o piesă, două, mai mult, mă dubla Dili mai mult, dar ăla a fost cam cel mai jalnic, așa. Chiar m-am simțit prost față de oameni. Că n-am putut să nu puteam. Tu când ai început presupun că te ocupai integrat de management, de booking, de toată treaba asta, adică era da, o chestie da. foarte internă. Până am implicat-o pe Diana, care nu cred că a durat mult, dar la început îi explicam și ei că ea nefiind din lumea asta, ea a venit de la arhitectură, pe, pe rock, pe alt, total altceva. Și după aia a început să se prindă ușor, ușor, cu un concert, cum merg țepele, cum merge aia, ce ne trebuie, ce e la rider tehnic, ce e aia, ce e contracte, firmă, avocat, contabil. Și le am învățat și așa s-a mutat, a rămas să se ține ea de treaba asta și o să mă țin de partea creativă. Cât din cântările tale sunt legal fiscalizate, ca să zic acum? Toate. Toate. Ți și tu foarte mult la chestia asta. Da, Asta mi s-a părut ciudat în state când era mai mic, că toți mergeau foarte mult la pușcărie din artiști ăștia mari, că nu-și plăteau taxele. Și la ei sunt alți bani, milioane de euro, alte chestii, nu cam face noi, dar am și avut în state și mai și, și vorba aia cu de două lucruri, nu scap de fi și de moarte. Da. Adică... Și uh, am preferat să... Am încercat inițial să fac cu un prieten, o firmă, să mă ajute el ca să-mi scop primul CD, după aia am fost pe la niște case de să văd ce deal au ăștia, nu era ok. Și pentru că fac eu firmă, aia fac o firmă și văd ce. Și a fost chiar super lejer. Am găsit o doamnă avocat, ne luat puțin bani, că n-aveam un contract pe lună, două maxim. Și nici mai știu că ne lua patru, o, 200 de lei, 300 de lei pe lună, adică nimic. E, și ușor-ușor am învățat, Diana, mai mult partea birocratică, care pe mine mă sparge. Am încercat și eu să fac... La început făceam prin drepturi de autor concertele. Da. Știu, această metodă da. am folosit-o și eu până de curând. Și de atunci mergem așa și mi se pare că ne oferă și mai multe oportunități față de cineva care, să zicem, nu poate să livreze un contract. Adică... Te plătești și la stat taxe și chestii ți să 1000 de euro, ți câteva sute de euro statul, ăla, ăla, dar ei mai multe. În loc să iei un concert, iei 10. Și la un festival, și ca e expunere, să zicem așa, la un festival mai mare, că probabil de vezi aceleași nume, că ăia sunt ăia care au contracte și sunt legali și... Top 3 cele mai tari concerte Macana de până acum. Primul, ăla în Goblin, 2015, cred. Da, am fost la... Chaos ăla... Da. Și... La Antold... A mai fost unul tare... Nu mai știu exact în ce an... Dar a fost un an în care... Aveam impresia că pot să cânt toată noaptea... Fără să strice vocea și asta mi s-a părut tare... Și... Pf, nu mai știu să... Să zic acum... Da, cam asta. Undeva într-un festival... Ceva copleșitor unde mi-a ieșit și mie nebunia cum am vrut eu să o fac și eu la primul, cam astea. Dar ție, pentru tine ca artist, care sunt mai importante concertele? Astea care sunt doar cu tine, sunt concertele Macanache sau astea care sunt cadrul festivalurilor, Că e foarte important. <coughs> Uite și neexpirat am mai avut niște concerte tari. Da. Astea, unde vin strict oamenii care știu cu ce se mănâncă, plătesc bilet, pentru tine, pentru știu exact ce faci sau au idee sau vor să vină neapărat, dar îmi plac și astea unde vin oameni amestecați și unii atunci te descoperă, știi, și arată la alții, adică mi se pare o șansă să, ca un post de radio, ca un canal de YouTube, ca orice, o șansă să te vadă mai mult o lume, ca o emisiune, o ceva, la festivaluri, eu așa o, -o mai mult. Că fanii mei la un festival nu cred că vin neapărat până acolo. Că ei, când știu că am concert în expirat, strâng bani două luni sau o lună, ăia sunt, mai, și -a, mai pune de două oberi și un taxiu deoparte și alea, n-ar putea să vină după mine la festival să-și ia bilet de tren, cazare, biletul 300 de lei ca să-l văd pe e când pot să-l văd oricum peste două luni într-un club pe lângă. Păi și atunci... Uh... Din greșeală sunt câțiva fani pe acolo și pe la festivaluri. În greșeală. Da. Da, ok. Că lumea vine la festival pentru festival, nu neapărat. Sunt unii care vin să zicem, vine nu știu cine, prodigii sau nu știu ce, dj care nu prea îl prins, că nu da, vine Nu lumea. prea mai vine prodigii acum. Nu mai vine. Da. Nu mai vine, mamă mă. Da, 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 Trebuia să vină, m-a -a supărat așa. Băi, da, apropo că vorbeam de chestia asta. Facem o scurtă paranteză. Uh, ci cu valul ăsta de artist străini care tot anulează uh, anulează șor. <laughs> anulează. Și se întâmplă. Adică anul ăsta mi se pare că a fost mai rău ca niciodată. Da, nu știu. De la saga cu doi headliner, probleme la Electric Castle. Uh, și la București a fost cu ăla, cu Sam Smith și cine mai era. Sam Rob Smith Williams. a anulat. Mi-aș fi dorit foarte mult să-l văd. Acum toată țara e nebunită cu Coldplay. Da. La Cerea, Diana vrea să luăm bilete pentru la alu. <laughs> dar fără la sigur se anulează. Am avut dreptate și cu... Am mai trebuit să mai vină o trupă, nu Reha pe cineva la noi și am zis, nu vreau, dacă vrei ia bilete, du-te cum ai câta. La Prodigy zic, baby, eu nu merg la bilete, nu știu de deci, ce am așa, și cau la toate. Și la Sam Smith am zis, du-te tu, ia bilet, adică dacă vrei să dai niște bani. Nu, nu știu. Corple, o să întâmple, că acolo cu totul da. treabă. Stai un pic, n N-ai înțeles nivelul stratosferic de popularitate al Colplay, că toată lumea se mira acum, mamă, brusc e toată țara fan Colplay. Bă, Colplay, eu am mai zis de Colplay, că e cea mai bună trupă proastă sau nu știu, cea mai proastă trupă bună, nici nu am dau seama. Sunt foarte, foarte grave, foarte populari. O tonă de evergreen-uri. dar cred că referitor la de ce nu prea vin artiști pe aici, cred că e undeva la mijloc. Și la ei e buba, dar și la noi e buba. La festivalul, la organizatori, la... sigur se fac niște manevre, niște combinații și atunci ăla dacă nu și-a banii sau nu are condițiile necesare să facă show cum le-a cerut el, anulează. Problema e că dacă booking-ul greșit pornește de la noi și sunt, ca să zic, nereguli de procedură pornite de la noi, pericolului că o să înceapă să fie România blacklisted așa și o să vrei la un moment dat să vezi, uite, s-a dus Mihai sau psihotrop la Paris să vadă u în cu nas. Am văzut, am văzut și, și Funk s-a dus tot așa în Germania undeva, s-au strâns brigadă mai mulți Exact. Păi, mai e și lui de aici, mai ne plimbăm facem brigadă 20 de aici 30-50 eu, făceam, eu făceam chestia asta prin 2000 începând de prin 2000 până prin 2012-2013, făceam asta că Singurul festival mai serios așa la noi și mie mi-a plăcut foarte mult Best fest -ul. Ah, Best Fest, Puh, wow. seama, NASA a venit la Best fest prima dată. Odată atunci la NASA am ajuns și eu, fix ziua aia, mi a dat cineva o brățară în afara, el pleca, era, nu mai putea și m-a sunat, bă, vinul că îți o brățara mea. Ne-am dus pe câmp în față la intrare, în beznă, și-a dat brățara jos și când se mi-o pună căzut pe acolo pe boschețe aia zic, mamă, și asta vreo oră să o găsesc dar el a plecat, băi, eu plec, îmi pare rău am vrut să o dau și am găsit-o până la urmă, am intrat așa, ca și să pară că am ieșit un pic până afară și m-am dus direct la NASA acolo, undeva, undeva în mijloc, am ajuns, vreau să mă duc până pe scenă, dacă se putea, dar acolo Pff, ca ultimul dependent de bituri. Stăteam și mă uitam la tot felul de... Ai văzut că fac ăștia, mai ales publicațiile de pe afară, hip hop are presă de specialitate dedicată, care scrie foarte bine și... Inclusiv... Sunt, am, sunt abonat și la câteva site-uri. La intră... ce site-uri ești abonat? Adică tu stai și citești presa... Eu la Hip-Hop DX și mai un băiat care mi-apare mereu, scrie el personal despre fiecare, aproape toate concertele care contează scrie despre ele și stau și citesc și îți scrie cu de amănunte. La început era publicul nu știu cum, așa mai timorat și erau foarte multe fete și oamenii de vârstă de vreo 40 de ani așa care nu păreau că sunt de acolo, dar au venit și băieții golani la un moment dat după vreo oră jumate după ce a băgat nu știu ce DJ super mic și piese, îți explica și ce piese a băgat așa, adică să stai să scrii un articol de la e o plăcere să-l citești. Și numai de asta, și cum îl, îl, am mereu la like, la, mai dau share din când în când. Și atunci te întreb o chestie pe care eu o simt personal. Ți se pare că lipsește de la noi presa Da, de clar, desăvârșit. Da. Cu desăvârșire. La noi acum, cred că și dacă scrii, dacă îți pui părerea, e posibil să... I-am întrebat pe unii băieți de ăștia de la noi care mai au site-uri, de ce nu îi spune și el părerea lui despre ce simte, despre piesa aia sau concertul ăla sau așa. bă, nu vreau să am probleme. Dar <laughs> de s-a ajuns la copii paste ul din descriere ca știre. Dar nu mi se pare foarte ok, adică să-ți fie frică să faci review la un eveniment sau asta. Era un băiat care scria frumos, dar mi se pare că l-a luat o casă de discuri și nu mai poate să scrie despre ce-i plăcea lui. Scrie despre artiștii de la casa de discuri și atât. Nu, dar review pe bune, adică când faci review-uri, nu trebuie să scrii neapărat despre ce îți place. Da, 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 nu. Dar să fie argumentat așa că, uit, uite, eu sunt mare fan în continuare, după atâta vreme, Pitch for Media, mi se pare un okay. site absolut extraordinar. Fac aia niște review atât de un point și atât de bine argumentate. Deci au o politică de asta editorială foarte sănătoasă. Există multă presă de specialitate în afară și cumva mi se pare că la noi presa de specialitate cu ghilimele de rigoare e ținută de câțiva băieți entuziaști cărora le place și lor ceva, scriu despre asta, dar citind articole îți dai seama că e o doză de asta, de fanatism. Da, da, da. adică nu prea simți mușchiul la obiectiv. Da, nu scrie despre de. toți, scrie doar despre unii anume. Adică exact. dacă ar veni un artist nou și ar părea interesant, ar trebui să apară măcar un articol despre să-l observe cineva, că e asta fac, studiază pe toți. Nu e ca și cum stau acasă și îmi scriu. Și stăteam și mă gândeam că nu cumva e o prostie asta, ce o să zic, acum dau un, art, un, un cronicar muzical bun, e la care nu are gusturi. Da. Nu trebuie să aibă gusturi. Trebuie să ducă cu inima deschisă, fără să aștepte, la absolut da, vadă mic, chiar ce dacă simte și, și să și transmită transmite mai departe. După. Noi nu avem chestia asta și Poate o să apară. Băi, e foarte important pentru cultură să fie. Tu, nu știu dacă ai observat inclusiv în state, până când au apărut niște oameni care au pus în pagină exact. Pe Biggie și pe Tupac nu era niciun scandal. Nu, <laughs> da, nu, au da, și mă, putere. Da. Mă gândeam, a, a fost foarte importantă presa scrisă și, și televiziunea și toată controversa asta. Mă gândeam, lasă până la Biggie și Tupac, la NWA cum a fost. Da. Adică NWE au ajuns mega celebri datorită controversei ăia care a fost. Ulterior au fost și scandalurile cu Public Enemy. Da. După aia s-a trivializat un pic, au fost scandalurile cu Tu Live Crew. Tu Live de toată lumea, ardea viniluri. Și... Da. Adică au fost niște chestii pe care presa le-a portretizat pe de-o parte și o, sub semnul ăsta al senzaționalismului de moment și de-astea că nu știu dacă ții minte în perioada anilor 2000 materialele de pe la știri cu BUG Mafia? Nu prea, nu prea. Erau, da. Au fost... păi am văzut, ei și au foarte multe piese în care doar își bagă pula în gură la jurnaliști astea. Adică mai scrieți voi despre noi o piesă, două, trei, patru, cinci, adică și ei scriau și ei scriau și despre ei când îi prindea la o cotitură la vreun concert, la Preța ceva. Presa doar căcat. Da. Și Cam... adică au destul, cred că au foarte multe piese dedicate presei, cum ar veni, care... N-au foarte multe, dau câteva în care sunt destul de specifice, așa, și on point și... Chiar azi, cred că am ascultat ceva, un cu Uzi, și cred că și aia tot despre asta da, era, da, 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 da. tot așa. Nu-i versus ei, probabil, Posibil, da. Uh... Revenind acum, că tot vorbeam de, de, de valurile astea de muzicieni care au fost și înainte de noi și ne-au și influențat în mod direct, băi, care a fost primul artist care te-a scurt circuitat? Cu alte cuvinte, care a fost primul tău contact cu hip-hop-ul? Primul contact, cred că a fost caseta Metadon 3000. M am găsit-o undeva și o ascultam pe aia, piesele alea și încă una cu Uteng, dar nu prea înțelegeam ce zic aia. Ea... O așa după aia, dar după aia ulterior, după vreo 2-3 ani, mi-am dat seama că toate piesele care le-a tovarășul și meu și el știa engleză mai bine, el încerca să-mi explice, să-mi traducă fiecare piesă în engleză. Dar după aia când înțelegeam eu exact ce cântă aia și ce, rime, ce scheme de rime fac și ce aia, era alt sentiment. Dar primul, asta a fost Vexatul Vex și cu Slick și UTENG. Nu mai știu exact, The City ceva era albumul. UTENG Forever cred că era. Po da. două casete la Castofon. Ba era aia, ba era aia la altă. Una din ele. Și după aia, mai târziu, un pic, cred că am început să ieșim până în Cluba, unde se făceau petreceri Cânta și cântau și la și mai multă lume. Și băieți din drumul taberei, Guvid, mai mulți. Dai ți minte, Cu DJ, de să nu mai știu cine era DJ în cluba. Chiar m-am întâlnit cu el recent. Veneai de dai CD-ul, îți băga negativul și se mai băga și un sistem of a down. Se mai băga niște rock de la clasic, se mai băga niște rap, niște house of pain, niște aia, niște Eminem, niște... Și pe s-a mutat la Toys, Culture House, și acolo deja eram destul de mare cât să încercăm să ne dăm seama cum face rost un beat și să scriem și noi niște versuri. ne am făcut o piesă, am mers pe acolo, ne-am făcut vreo 15 trupe, ne tot combinam între noi. Pe a rămas cu Cărbune și cu Skinner, care era un băiat cântă cam ca beat, așa, ușor râit, știi? Și... îl știu pe Skinner, îl da. știu și pe Cărbune. da? Da, Mi s-a părut că el a avut așa o perioadă de o vară în care s-a făcut rapper, știi? nu știu trecutul, nu știu aia, el doar a venit la noi în anturaj și mi-a zis, bă, voi cânta și voi da și eu când. Și ne-a băgat Să el zi. pe la niște baluri, chiar am cântat la un bal cu Zale, în deschidere la Zale, la el, la liceu. Că... Băi, Zale a fost o trupă foarte tare românească. E. Yeah. Deci mie Zale mi-a plăcut foarte, foarte mult. Mâine, poți vezi, da, da. vezi la mixtape. <laughs> exact, la. E, are, Ceo... are putere acum. Cristu, Iolo și Racu erau. Zale, băi, suna extraordinar. Și erau și niște clipuri de alea, foarte un point, făcute de Andreea Păduraru, care înțelegea exact despre ce e vorba. Adică. Eram micuți, mi-aduc aminte, a apărut proiectul Verde la un moment dat și era prima la... Adică, la mine, la un moment dat primele de-astea înainte de caseta aia, și când vedeam un Tiger One sau o cei mai penal, cei mai departe de rep, dar cumva cei mai apropiați și pe -alea le cântam sau așa, făceam mișto de Asia, de Andrei, știi, le întorceam cuvintele și băgam noi de la le, parodiam în timp real, și cam ăla a fost primul semn de rep, așa să zic. Nu știu, chiar și fang zicea că și el făcea la fel, deci e ceva ce se face. A fost o chestie generațională. Da, auzi acolo. o piesă și spui tu alte cuvinte în loc de alea care sunt. Dar tu ca background așa, tu ai crescut mai mult cu hip-hop românesc decât cu hip-hop din afară. Păi și adică mai mult din afară, mai mult din afară, dar și românesc. Mai mult din afară după sau cum a fost? De atunci, când a apărut la 13-14 ani m-am mutat în Berceni, mi-am făcut un prieten care el avea două galatoare. Și el intra pe net, căutam noi tot ce nu găseam sau mai vedeam pe la DOCS, pe la MTV Raps. La mm Basta -hmm. și în pula mea asta, hai să vedem. Și pe nu înțelegeam, ține, dar îmi plăceau biturile și florile și chestii cum dădeau ei și toată ziua eram la el. Dar el era mare fan paraziții și am mers pe filiera paraziții, fan paraziții de mici cum ar veni. După aia ulterior venind din Titan am băgat și niște la familia care oricum era din cartier, dar când erau ei, când eram și eu în cartier înainte să plec din Titan de acolo, din poarta 4 în Berceni, la noi în cartier erau mai mult manere, sincer. La orice party, în fiecare weekend era o nuntă la scara unui bloc cu lăutari, cu eu știu cine era, că nu erau nici ăștia care stau acum mari maneliști sau mari artiști din 90, știi? Dar cu manele. mi am aminte la majoratul lui Sormea, când a făcut ea 18 ani, eu aveam 12, m-am dus acolo, toată lumea s-a rupt pe manele, toată seara. Au venit doi rapperi cu tricou alb și maiot de basket peste, cu o șapcă de-aia fără acoperiș, ușor întors într-o parte, Adidas așa albe, așa, baby blue ei, la futut, la ce au venit ei pe acolo, dar și ei tot pe manele lui, ca și cum au venit să schimbe muzica sau ceva. Și aia era manele. După aia din sport am dat-o în metale cu un coleg la gimnastică, care frașul era metalist mai mare, care el ne am întors cu ei, am învățat să bem vodcă și de-astea. Asta ai învățat de la metalist. Da. Păi asta făceau, se îmbrăcau în negru și îi dau cu suc pe stradă. Și ascultau sepultura, nu știu ce mai asculta fiecare. Și de acolo am dat-o ușor, ușor din Merlin Manson în lembeschiet. Și din Limp în Method Man și Redman și astea așa, dă în pula pe Fred ia ăștia ce că e de acolo acolo și că a fost trecerea naturală, plus că mă regăseam mai mult, îmi plăcea mai mult chestia asta de țoale largi decât pe, pe, pe stilul rock, m-a atras mai mult stilul, cred că tata era rocker și atunci am încercat să o iau altfel. Și m-am întors cu băieții pe la Romană, nu știu cum am ajuns la Romană, sincer, cred că luam 7 8 3 din Bercen, de la cap până la aeroport. Noi de ce an vorbim acum? 2000. 2000, 2000 și un pic, cred. Și ne plimbam să descoperim orașul. 14 ani, cred că aveam. Și oricum știam orașul de la 6 ani, dar vreau să-l văd și mare. Că tata așa m-a dus, m-a zis la gimnație că la 6 ani și un pic, odată cu metrou și mi-a zis, știi, da? Da, de mâine de sigur. <gânde> și dormeam în metrou, mă trezeam în Pantelimon, mă trezeam acolo. În prima oară am ajuns la Pantelimon în metrou și am văzut că e doar o linie și eram pe metrou sau sunt acolo. Pe unde vine celălalt. <gânde> și am ieșit afară și am mers pe jos așa, trebuia lumea, unde e Titan, unde e Bercen, unde, unde mergeam eu. Și am ajuns, da, cred că asta a fost, am ajuns în Herăstrău. Și în Herăstrău erau skaterii, de fapt rollerii și era și flocul, Bar și tot anturajul acolo pe dreapta pe băncuță și cred că de acolo am început să fac combinația și de acolo ne-am mutat ușor, mai mergeau ei spre Romană sau mai veneau oameni din Romană, Herăstrău și s-a creat uh, brigada de la Romană. Dar tu ai prins perioada în care dacă ascultai un anumit gen muzical sau un anumit artist însemna și altceva în afară de muzică și atât Da, păi... Ei... Exact cum spuneai tu la familia că eram în Titan okay. Da, da, da nu, am prins, am prins și alea, de se băteau panchiștii de la Romană, de la gura cealaltă, de la coloane cu uh, rocării de pătene TNB și cum se mai prindeau ei pe baruri, nu știu, cu taurul, cu toată nebunia. <laughs> Dar de ce? Eu nu am <coughs> înțeles niciodată. De plictiseală, de ce. cred. Sau poate că erau niște gagiguțe care umbla și cu anturajul ăla și după aia le futea și ăștia un pic și ăla, cefam, femeia, ba, ba, -a dat -o -o, la ce un fuf femeia, bam, bam, mi-a dat-o lor, ce cum l-a bătut pe la nostru? Se creează o de asta de lei și hiene, de ură pe viață. Ai bătut unul, bați și eu unul. Bat tu unul, bat și era... Până probabil au făcut și ei copii, a trebuit să se angajeze și n-a mai mers să... Nu mai merge cu bătaia. Da, cu cheta, să stai să faci chetă. Păi mă duc la muncă, ia să vezi și chetă îmi dă ăla, la, sfârșitul lunii. Odată la două săptămâni, iau uite, 10 milioane. Da, și pe chetă stăteam. La freestyle, cu marcările, mai am tag, mai o aia, mai o caterincă, mai o bătaie, ne băteam mult în perioada aia. Mergeam în orice cartier, s-a luat cineva de nu știu cine, aia pe stel. cred că doar asta era de făcut. Gagici n-aveam foarte rar, era să fie unul cu bani, să antureze el, să-și facă vreo gagică, eram, eram, niște minori. Și doar bătaia aveam, cred că era testosteron. Bătaie, grafiti, niște rime și caterincă toată ziua. Da. Uh, în timp ce puneam întrebarea asta, de, de ce oare să luau oameni la bătaie? din facțiuni de-astea diferite, panchiștii cu rocării, metalisti cu depeșarii, asta e nouzecistă treaba. Repar între ei doar că erau cartiere separate și așa a. în timp ce puneam întrebarea asta aveam în cap scenariul de la aveam în cap filmul Fight Club e? care explică foarte clar de ce de, e ce important se face, da. da, de ce e important să bată bărbații între ei și nu e ca și cum e o extensie a masculinității toxice sau cum ar putea să interpreteze cultura woke acum eu chiar, chiar mi-am făcut prieteni după ce m-am bătut cu unii oameni ne uram adătare, nu știam de ce ne urăm de fapt, ne-am bătut, ne-am măsurat ele unul cu altul hai că îmi place de tine pe, pe tine poți să mă basez la următorul scandal, dar ceva, mă să bate pe cineva sau ceva adică multe pretenii încep așa cum cred eu din puțină heitereală, invidie, gelozie, nu știu ce o dați parte în parte cum era și în școala generală cred că în fiecare săptămână Ișea în pauză sau după ore se făcea un cer tu cu ăla, hai, pș, pș, ne băteam după aia, a, ce prost ce prost ești tu, ia uite, ți față și tu mi-ai și era... Mi la... Bătaia ca alian social. Da, da, da. Dar tu crezi că având adolescența asta așa destul de agitată și clar sub impulsul hormonilor, că e inevitabilă treaba asta. Crezi că te-a imunizat un pic? Da. Adică nu vreau să intru în la alea stupide de am studiat la școala vieții. Da, nu, nu. Că nu, nu poți să mai au o chestie asta. Da, dar... am învățat, probabil mai târziu sau cu timpul sau cu fiecare experiență de asta, că nu duce nicăieri, adică... Ce-ai învățat din, din statul păstrăzi? <coughs> Dacă ar fi niște povețe pe care le-ai sustrat tu din, <coughs> da, din statul păstrăzi. să vorbești mai puțin, să asculti mai mult, să nu te droghezi, să, nu știu să nu crezi tot ce vezi. Adică sunt niște chestii care le înveți. Adică pentru mine nu mai e să mă droghez, să mă bat, să mă nu știu. Pentru mine e acum să am niște teren la țară undeva, să mi cresc niște legume de alea super gustoase și, sau orice, să am ce să mănânc ca lumea sănătos. Dacă zici. pot să fac sport. Adică chestiile care le uram, alea de fapt le caut acum cu orice preț și nu mai sunt și atunci le aveam la discreție. Plus timp să pot să le fac pe toate și... Adică nu știu, să dorm. Acum, doamne, cât îmi place să dorm. Dar n-am când să dorm. Și înainte nu dormeam că nu vroiam, ambiționeam, dar nu vreau să dorm. Stau și beau sau mă plimb pe străzi. Da, da, ducea și instalații altfel. Da. Că mai sunt și ani ăștia care au trecut. Și cu munca mea, -am, că aminte, eram pe un șantier la un moment dat, mamă, când se suna alarma aia, deci din somn începeam, Doamne, dă să plou, să nu mă duc la bucă, la trei, mă trezeam, mă îmbrăcam o cafea, două, trei țigări, plecam pe jos de acasă, că nu mergea nici mașina, nici, nici metrou. Și din Berceni o luam așa, mergeam până pe Văcărești, pleca o mașină dacă prindeam un troleu, până pe la Tineretului încolo când plecau unirii metrourele, luam metrou până la Păcii, vreo două metrouri și de acolo de la Păcii mai mergeam pe jos. Dar plecam când... Cât îți lua -a? drumul de acasă până aș Cam o oră, două. Dus, o oră, două întors. Da. Era navetist în propriul oraș. Bă. Da, și lucram la negru pe șantier. <laughs> și mă rugam să plouă ca să nu mă urce pe schele, că dacă era furtună și de-asta nu mergea la muncă. Uh... Dar ăla a fost un moment low, low. Adică chiar nu găseam de muncă nicăieri și aici mă băgase cineva... Câți ani aveai? Păi nu eram foarte de mult, cred că aveam vreo 20 de ani. Înainte să descoper, să lucrez în bar, să descopăr niște meserii mai ok, să avansez cumva. Nu știu exact, cred că vreo 20 de ani. Dar ăsta a fost primul tău job, ăsta pe șantier? Nu, nu, primul meu job, cred că a fost în clasa 9, când am intrat la Seral. Și mezi, m a zis, de sport, poate îți găsești tu un job și așa intri pe la 6-7 seara, intram la școală. Era primul an când se făcea serial, nu puteai să faci serial direct dintr-a noua. Și m-a băgat sorme la ceva fabrică de pește. Stăteam și aruncam cutile de pește pe jos să se spargă gheața. Și beam cu un moș pălincă și veneam bea la școală. Și la școală am învățat eu niște combinații cu training și cu telefoane și nu mai m-am dus la școală. Că mă căutau ei să le dau banii de când n aveam bani. Și chiar m-au prins mai târziu peste câți bani și nu mi-a făcut nici pula mea să fac. Uite-l pe ăsta de te arzi de bani acum 5 ani, nu mai știu, 3 ani. În pial, bate era, era cu vreo doi frați, doi frați, 2 doi unchești de ăștia cu el și el era de seama cu mine. Pe un gang undeva la Roana și acum mi-aduc aminte fix lângă Malibu, acolo și că e gangul da, da, unde da, era da, lipile. Da, da. Și m am prins acolo, aia era închisă și pe aici, na. Și zis ce pula mea, aia e mai turnat, aia e, mi -au... Și n-a venit, omul n-a putut să dea. Că era totuși fratele meu cu el, făceam combinații, probabil că va înțeles și el că de nevoie am... Nu știu. Și aia cred că a fost prima oară când m-a lăsat de școală. După aia, următorul an, nu cred că am mai apucat să mă înscriu, am preferat să stau pe vamă, pe la romană, Fugit de acasă, combinații, alte chestii și după aia cred că următorul an m-am am înscris iară într-a nouă. Cred că doar vreo doi ani am, nu m-am ținut. Dar tu ai terminat liceul. Am, liceul l-am terminat, 12 clase, bacul l-am dat și pe la de vreo 3-4 ori. Nu l-am luat. Și l-am moment dat când a început să-mi ceară bani, numai și cât era, 500 de lei, după ce de-aia a treia, a patra oară, ba, pula, oricum nu știu matematică, eu nici nu știu cum am intrat în liceul ăla, la M1, la, informa, la, la, bulgar. M1, eu care n-am făcut mate info toată viața, de a întâia până într-o opta, că eram sportiv, era cu profil sportiv, eram scutit de chimie, fizică, matematică, era mai așa, dacă vrei, bine, un 5, ok. Să mă trezesc după un an de zile, la M1 cu un profesor super pasionat de matematică și am zis, bă, și eu nu știu, eu stau cu minte la ore, nu fac, eu vreau să trec, vreau să termin 12 clase, lasă și pe mine, cu 5 o să-mi dau silința să încerc, dar mai mult nu pot și nu na. N-am reușit, dar omul a fost super tare, tot respectul lui domnul Adrian Manu, dirigintele, care era și dirigintele nostru în Bulgar acolo, și m-a, nu știu, poate a a simțit el, a vrut să mă ajute, habar n-am de ce. Oricum n-aveam nicio șansă să iau bac ăla. Dacă eu, când mi-a dat la BAC, mi-am venit trei fișe, geometrie, algebră și încă ceva, zic, vin. Le rezolv separat. Nu, eu le-am făcut pe toate un singură exercițiu și mi-a dat și un rezultat. Și eu, de bine, drumul mi-a dat un 2. Nu Dar eu, când am înțeles, am făcut contestații și mi-a dat unul. Prima oară, a doua oară, nici nu mai m-am dus să văd rezultatele. A treia oară m-am dus așa, la mișto, mă gândeam să fac niște bani. A treia oară cred că m-am dus. Că știi că se deau bani într-un ziar, venea un copil până în clasă, strângea bani de la toată lumea, că ne lasă copiem, am vorbit eu cu profesoara. Ăștia oricum toți aveau bani la ei de dat pentru șpagă, la profesor direct. Și mi-au dat bani, am plecat cu bani în ziar. Că și eu o cu una an înainte la altcineva. Deci, stai un pic, a treia oară când ai dat bacul. Am făcut schema de a doua oară care mi-a făcut o mie cineva. Hai să dăm bani că ne lasă copiii, Am dat toți bani unui băiat care l-a plecat cu banii. L-a mai stat să dea bacul, doar a făcut o chetă mică. Și următorul an, sau în toamnă, nu știu exact cum a picat, am făcut aceeași schemă. Hai, ba, ba, ba. Unii erau cu magneți în ureche, mi-aduc aminte. Mamă, ce creepy mi s-a părut. Am aș riscat, dar mi -era... cum îl scot, cum îl... Să bagă un magnet mic de tot în ureche Și cumva e ca o cască Și îți vorbește cineva la telefon Îți zice Tu îi zici să-mi las un mic 2, 5, ori 4, ori 3 5, ori 4, ori 3, 4, 7 Ok, mai departe Te mai faci că nu te vede profesoara cu magnetul în ureche, tu, tu știi, pasta babuiești? Ai auzit-o vreodată pasta cu magnetul în ureche? Da, e un magnet mic. <laughs> Între timp, la noi, bine, s-a mai modernizat uh, Acum tehnologia. Cu tehnologia asta? Acum e, da, e căscuță mică, tot așa, băgată. Bine, la noi era problema că au fost unii înaintea noastră care și-au băgat casca așa de adânc în ureche, încât a trebuit să meargă omul la orelă să-i o scoată. Da, 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 clar. Medical. Da, da, se făcea din asta când ieșeau subiectele, veneau și răspunsurile. Plus că nu aveam bandă de meditații sau așa. Adică mă ofticam pe ceilalți colegi de gimnastică când îi vedeam că mai merge la meditații la el, că v pula în gură. Măcar sunt mai bun ca voi la gimnastică dacă tu nu poți să fii deștept la școală. Hai să vorbim de -o partea asta cu sportul, că ai zis că da. ai, la... tu ai făcut școală cu profil sportiv sau... Da, școala... Ai făcut gimnastică. 24, gimnastică. da, gimnastică artistică. Unchiul mi-a făcut gimnastică, fratele lui tata mai mic cu câțiva ani ca el când au fost niște mondiale el a plecat din țară, mai venit că era pe vremea lui Ceaușescu tata a fost și el gimnastică un sabo, nu mai știu cum îl cheamă Stoica, bă, pe el îl cheamă Stoica cred că sabo, care ulterior a ajuns președintele Federației de Gimnastică dar el a căzut după tramvai după vreo lună, mergea în spate la tramvai și a căzut și a mâna și nu s-a mai dus și când am făcut și eu vreo șase ani înainte de clasa întâia undeva vara, m-a dus și pe mine acolo. Că unchi meu avea un prieten, Marian Drăgulescu, dar nu Marian Drăgulescu ăsta... Gimnast. Și ăsta tot gimnast era, dar ăsta era bun la bară. Era Gimnastă. Marian Drăgulescu baristul și Marian Drăgulescu campionul la sărituri. Așa, adică erau cu Doi, da. Și m-a dus și m-a văzut, am stat, a văzut că îmi place, aveam oricum mobilitate, sfoara asta, le făceam oricum eu până casă de nebun. Săream pe un copac, stăteam numai pe ultima creacă de la copac și am mai bine îl ținem într-o sală de sport, poate trăiește mai mult. Și chiar mi-a mi plăcut chestia asta cu disciplina, să mă trezesc în fiecare zi la șapte. o singură dată m-a dus în ziua aia cu unchi, m-am băut un suc, vorbit cu antrenorul și după aia m-am dus 10 ani singur de nebun. Făceam și câte cam Cinez? așa, da. De pe la șase ani până pe la 14, când m-am lăsat și de sport, și de școală, și de tot. Și m-am apucat de golăneală să fac eu bani altfel. Dar am participat la concursuri, la medalia acasă, aia, medalia aia, de ăsta sunt eu, e... mă gândesc și eu, bă, dacă sunt am bandă bling bling, să pun ceva pentru care am muncit, cred că el e o tinichea penală, dar câtă muncă am depus pentru că catul ăla e mai valoros ca aurul, știi? Și, și le-am pe acasă, la paralele eram foarte bun, am câteva medalii, câteva medalii cu echipa, la bară iară. Te-ai gândit vreodată ce s-a întâmplat dacă îți vedeai de gimnastică serios? Pentru că tu ai prins și o perioadă în care cumva gimnastica românească și-a cântat cântecul cu de lebădă, da. A... mergea bine. Eu înainte să mă las eram foarte bun. Urma să merg la Reșița, că acolo e primul pas, unde ia juniorii de peste tot în toată țara, îi duce acolo și face posteroizi cum ar veni gimnaș, poți de acolo, că eu aveam nu colegi... literalmente posteroizi în sensul în care da, am, în da, în sensul, nu da, în sensul care nu mai faci școală, nu cred că mai faci nimic, faci doar sport, forță, dietă, tot are grijă de tine ca la armată. Că toți erau, după ce plecau băia mai mari ca noi să zicem, plecau un an la lot, când se întorceau la concursul anul următor, toți erau bafați, toți aveau, parcă știau niște secrete, înțelegi, parcă le spusese, care de fapt îi munceau ca pe hoții de cai. Și urma să mergem și noi acolo la Reșța. Doar că eu... O... E o chestie care o fac toți gimnaștii. Eu o piscină cu bureți, unde vin saltele și te exersezi, doar noi scoți saltele, lași bureții, trambulinea elastică și faci chestii care nu le-ai învățat. Și joci obligatea. Înseamnă eu învățasem dublu salt pe spate. Dar noi în trambulinea elastică făceam triplu salt cu o grămadă de șuruburi în joacă. Ha-ha-ha, până vine antrenorul. Și până antrenorul, iară, ne prefăceam că știm doar dublu salt sau... Ce învățasem noi până atunci, cum ar veni pă tare pe saltele, nu îmbureți bureți, pe trampolini elastic. Și din joaca asta, un an, doi, trei, la un moment dat, e chestia asta la circari și la gimnaști și poate mai și în alte sporturi, termenul de te răzgândești. Adică noi puteam să fac un salt pe spate, că mă întorceam fără să vreau și cădeam. Și la un concurs undeva la Timișoara, la toate aparatele care aveau salturi sau coborâri, salturi complicate, am căzut în cap pe spate sau nu le-am făcut de frică. M-am dus la gimnască să încerc să le fac și nu. Și a zis, bă, bă, pula, nu, pot, mai, nu pot să mă corectez, n-am cum să corectez asta. De-aia mai și fac acum, când mai mă duc la un session de b-boy sau la un concert, la Antol, m-am urcat pupitru într-un an, direct să spate, că or mor, or mor. De asta e o, o nebunie, o prostie, că... Dar o mai fac așa din când în când. Și m-am lăsat atunci, dar eram foarte bun. Și visam să fac exact ce a făcut antrenorul meu, să ajung nu știu, olimpic ceva, și să mă duc undeva în Italia, state, o țară mai ok, să antrenez acolo, să fac cel mai tare gimnaz să-l antrenez sau de asta. Ca după ani de zile să-l văd pe Drăgulescu și pe alții care sunt olimpici, sunt, nu știu, sunt ca niște zei care stă să ceară bani lui Becali sau lui ăla sau lui ăla pentru o operație. Adică la ce bun să fiu olimpic dacă n-am, știi, n-am o un nivel de trai, nu te răsplătește statul, federația, clubul, nimeni, ce, dă un training, mă, fu pe el. Că și noi, ce câștigam noi la concursuri erau șosete. <gântu -i> Asta era premiul. Nici medalii că nu cred că aveam. Ar, da, ar. o pereche de șosete, o farfurie. La un moment dat erau mă niște... -o, o farfurie. O farfurie, o farfurie pe care era inscripționat ceva pe aia. 20 de, 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 de ani de gimnastică, 50 de, de, de ani, Dinamo, că la Dinamo făcusem de eu. De și la concursurile astea naționale nu prea era... Mai ales astea din București, noi cu Steaua, că doar noi eram mai. Noi cu Steaua ne antrenam să-i omorâm pe ceilalți când merge la concursuri. Dar acum că am fost la Lugă săptămâna trecută, chiar era un băiat care era mai mic ca noi cu un an. Și în fiecare an, noi concuram cu ea mai mari un an ca noi și băteam pe sau ne băteau și Și un an concuram cu ea mai mici, unde era ăsta de la Lugoj? și nănașul, ziceam noi. Și ăsta câștiga tot. Doar pe echipe, că n-avea echipă, era singur. Doar no, la echipe s -a, s -a. câștigam și ne băteam pe locul 2 și 3. El era locul 1 la toate și nu știu ce s-a întâmplat cu el. Chiar am întrebat pe aia pe acolo, pe fanii care au venit pe la gar la poze. Bă, dar nu știți un gibleaz pe aici? Eu că caut. Să-i știu povestea, să-i aflu povestea. Era... Oa, deci dacă ajunge la el, mai țin minte cum îl chema în vreun fel, în ce an se întâmplă asta? Yeah. Până... Tot până în 2008-99 Ok, deci dacă ajunge cumva podcastul ăsta la <laughs> da, e, ar fi tare. Deci caută-l pe Macanache sau scrie. Yeah, yeah. Sau scrie mie, nu știu, lasă-ne în comentarii dacă da. ajunge cumva episodul ăsta la tine și ai fost contemporan cu Macanache pe la... Da. pe la betelurile de gimnastică. Da, la concursul de gimnastică. Era din Lugos, omul. era altceva, ochi albaștri, creț, subțirel, era, nu știu, era ceva de speriață. Cred că dacă se ținea, nu știu, ori -l cumpăra ori era un fel de David Popovici, o chestie de asta se ducea și bătea pe japonezi care oia japonezii, cel mai bun gimnast în toate timpurile, e un japonez de ăsta, de oricum ei, ca, cam mie au inventat jmecheria pe gimnastică de când s-a inventat ea. Și Tsukahara, e unul care îl chema Tsukahara, de seama, Și tot felul de... Oia și rușii. Și cred că de la Rușia a venit și pe la noi gimnastica. Chiar am căutat eu când m-am băgat pe conceptul ăsta de album ăsta nou, căutat să văd super rădăcinile gimnasticii, de unde vin, de la jocurile olimpice, nici nu erau atunci, dar la un moment dat s-au făcut cluburi de gimnastică. Cine să meargă oamenii să facă nu știu ce plăia, o roata, răstăgolirea, apar și era în fiecare oraș din țară de România. După aia s a mai destrămat, nu știu ce. Da. După care a devenit legendară și școala asta de gimnastică de la noi, celebra școala aia de la Onești. De da, după, da. După, e după și după acum după o tipă, o fată, o pușteaică care sparge tot, a început să câștige. Cum era Andrei Răducanu sau toate sportivele noastre de au rupt în două toată lumea. Am apărut acum, dar nu prea se vorbește, mai urmăresc, mai bagă o știre când ia câte 15 medalii, de-abia o menționează cu o poză mică de lui se vede. Dar încă sunt și la fete și la băieți, nu e ca la fotbal la noi. La gimnastică încă mai se duce lumea. Și sunt și romântari, dar nu se antrenează în România, se duc până în alte țări. pun, cam încercat să caut o de gimnastică să-mi fac poza de album. Răz, mă pun la inele, așa, îmbrăcat în rapper, știi, cumva. Nu Dan cu style Da, da, da Ok Și am căutat-o și n-am reușit să dau de nimeni păi Ai mai vorbit sunt... despre perioada în care ai făcut gimnastică? Ai mai vorbit? Perioada. Mai vorbesc, dar nu prea e lumea interesată Că sunt niște termeni și niște de-astea Care nu prea Inside-uri care nu prea interesează Decât pe aia care a făcut gimnastică Că faci gimnastică, eu normal m-am lăsat Trebuia să mă duc la circ Asta fac toți gimnaștii Se duc la circ și, și unchiul mi-a făcut la fel Circ în Italia, pa și faci salturi și chestii. Adică am un tovarăș care el și-a găsit o iubită a soția lui, chiar mai mult, dar un pe el știu pe Nicolescu, ăsta cu metalul. Soția lui e tot circar din familie de circari și el dacă s-a lăsat de gimnastică, s-a dus la circ, s-au combinat cum s-au întâlnit ei și au echipa lor de circari sau cum se spune la circ, grupa lor, crew cru, lor de, de circar, da. crew de circ. Da, care așa. chiar s-au unit odată, le-a făcut cineva de la Cirque du Soleil un coregraf, a adunat toate cluburile astea de circar și a adunat pe toți la Circul Globul și au făcut un spectacol de vreo săptămână a ținut. Dar foarte greu. A abia cred că a adunat de -abia a adunat 20 de circari, 30, adică în toată România. Nu, da. de ce te întreb asta? Că mă uitam așa și te-ai luminat un pic la față. Adică da, îmi place să vorbesc, parcă e în altă viață. Și cantonamentele. Eu mă bucuram că am reușit cu repul să merg la mare și la munte, că am ieșit din București, dar de fapt gimnastica m-a scos din București primele dăți. Chit că ne ducea pe plajă și ne alerga toată ziua pe plajă, că era pentru forță, nu era pentru... Gen, erau antrenamente mai intense, nu e că dacă suntem în vacanță, dar te punea pe o pantă de munte și hai, un antrenor sus, unul jos. Ha, bătei cu bacul, coborai. Dar mai mergeam seara, mai erau unele mini discoteci, adică mai aveam și uh, recreație, moment de recreație. Dar rest era antrenament de dimineață până seara. La jumătatea zilei pauză de masă, o oră somn, hai, iar al doilea antrenament. O interpretare a faptului că ai zis și ai fost foarte articulat în legătură cu chestia asta, ai zis că îți plăcea că era disciplina, mm. vrei să zici cumva subtextul era că disciplina de la gimnastică contrabalansa haosul pe care l-aveai în rest. În viața mea, da. În, în viața asta de copil, păi, Mergeam la, la gimnastică numai pentru simplu fapt că aveam mâncare, că acasă nu știu dacă aveam. A, așa rău era? Da. Adică când îmi zicea antrenorul ăla că n-am muncit destul la antrenament, nu-ți dădea bonul ăla de masă care trebuia să-l dea că munceai, că nu munceai sau că te antreneai exact. sau nu te antreneai cât crede el, trebuia să-l dea și făcea de astea. Și îți dădea așa de parcă îți dădea salariu pe ziua aia, îți dădea un căcat de bom pătrat, care cu ăla mergeai la cantină la club, ca o ciorbă, un fel de un desert, care oricum l-a mars pe antrenorul ăla și pe cantina și pe club. Că ele la început erau negre și ne-am gândit, ia mă, până la Bam, 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 și mergeam acolo. Păi vreau și eu 10 deserturi și le vindeam pe școală. Excelentul și clere ce aveam în ziua aia. Și veneau alții de la Haltere sau Polo sau Karate din tot clubul și nu mai erau deserturi că deja s-au dat cineva, a făcut manevră. Dar da, trebuia să muncești pentru masa aia foarte mult. Mai luam pâine acasă, mai duceam acasă, că nu știam ce face mama dacă are destui bani să ia pâine sau asta, casa era avem pâinea sau nu avem. Și asta era o chestie zilnică Era... Deci tu cumva toate lucrurile pe care le-ai făcut și care te-au și pasionat cum ar fi gimnastica sau muzica, le-ai făcut ca să scapi. Da, să să câștig existența, da, și să mă și bucur să mă distrez, că și la sport eram mișto, erau băieți tot timpul pe băiețeală, ieșeam cu ei la fotbal, că nu făceam gimnastică, dar ne plăcea fotbalul mai mult. Adică mergeam să jucăm fotbal între noi sau not acolo ca puteam să mergem peste tot. La școală, fumam pe școală. Toți. Brigadă, nu prea... Păi, sau cum cadra fumat ăsta cu viața sportivă? Că sau nu vă interesa? Păi eu m-am apucat de fumat în clasa 1 după ce m-am apucat de sport. Și Stăteam așa cu trandafirul în clasa întâi, că era la 10 metri, m-am mai devreme. Și au venit niște băieți și mi au zis ce până am faci? Hai cu noi că până începe școala. M-am au luat niște băi niște vod că. Am învățat. Clasa întâi. Da. Mm. Oricum eram fascinat de fum de câte ori lăsa tata țigara și ieșea fumul ăla. Stăteam, îl urmăream, așa, o, până se stingea toată țigara. Uite, așa era. Ești e ceva cu fumul? toate formele ale lui așa cum facem. și eu am zis că pot să mă las oricând mereu am zis, bă, fumez o țigară și gata o țigară și gata, o țigară și gata acum câți ani ai acum? 35, deci fumez de aproape de 30 de ani A. da dar bine, n-am fumat cum fumez acum un pachet pe zi și când sunt stresat sau am multă treabă mă duc spre două fumam câte 4-5 țigări pe zi. Plus că toată lumea la fotbal în cartier trăgea două fumuri, o făcea rachetă, eu pasa la ăla, poștea o țigară vreo 4-5-5. Hai că intru și eu pe teren. Destrag două fumuri. Pa, pa, pa și cam mai era. După aia mai fumam peste două ore, că nici bani de țigări n-aveam. Era numai apă, dă și mie, dă și mie. Dar mai furam de la tata, mai adunam chiștoace. Când veneam de la, de antrenament, la mă opream la Brâncoveanu la 101 și nu luam vreo 10 mașini, nu luam. E foarte important pe ground ăsta pe care l tu familial, pentru yeah. că mi se pare că ăsta ți-a dat și direcția asta artistică și... Posibil, da, să știi că m-a ajutat foarte mult. Și acum stau să mă gândesc că mă uitam la tine, unul din naturile pe care tu ca artiste, că ai și foarte mult umor, ești funny. Ești funny, ești foarte relaxat. Și vreau Bă, să cred da că la un moment dat nu ai ce să faci decât să faci haz de necaz, că n -ai. asta e situația. Decât să fim triști, poți să alegi să fii vesel sau să faci caterincă de situația în care... Care e cel mai afli. trist rapper ca mesaj și ca text pe care îl știi tu și pe care l-ai ascultat, dar care ți-a și plăcut? Uh, nu știu să zic așa, nu prea ascult. Poți să faci artă și din tristețe. Poți, e altă șmecherie. E altă șmecherie altă altă să șmecherie. atingi omul în suflet... Uh, altfel cum ar veni să-l fac să plângă, știi? Că și eu mai ascult câteodată cât o piesă poate să fie o piesă pop, o piesă rock, o piesă orice piesă, dar are ceva, frate, care puf, automat îți declancează, uh, stimulează, te da, lacrimile și te trezești că plângi așa și ai o experiență de asta și ce pula mea cu ei la piesă, ia mai până o dată, poate -a, -a, fost cu treburi sau ceva, nu știu, și are același efect piesa, la un moment dat se diluează, se duce, nu mai... Dar sunt unele piese, ating niște corzi foarte sensibile din sufletul nostru sau creier, nu știu unde ating ele. Pe de cealaltă parte, când intră Around se termină totul. Adică, uiți de toată tristețea din lume. Că asta e, băi! Și toxicitatea aia, aia, mamă. Deci, fără. Da, fără toxicity. Și erau băieți așa, pa, se făcea cercul, ce începea... Te trezeai cu o sticlă în cap, dădeai cu un capul de un colț de masă, te călca meu, dar te ridica. Dar la toaie sola era... Și mi-aduc aminte și concertele cu, nu știu, AB4, Vița de Vie, orice se de până Herăstrău, de pe la... Și acolo erau băieții cum cântau ei, aveau vată în urechi și urlau așa, mă, mă, ce tehnică! de ce urlă și cum poate să urle așa pula mea după aia vorbește că de când normal după concert era sigur iau ăștia niște droguri de de pasă să așa nu știam de scrim, de tehnică de nimic, era doar mergeam, beam pândeam bere, luam un burger la 2 litri și era șmecheria, hai la Pogo și noi ne lua și cea mai mică fată ne călca că eram puște da, apropo de cum îți poietul că iau, vocaliștii vocaliștia droguri? Tu ai avut contact cu drogurile? Adică... Yeah, yeah, yeah. Da. mi chiar mi am plăcut la un moment dat. <laughs> da. Uh, dar... Întrebarea este când au intrat drogurile la tine în viață? După ce te-ai apucat de cântat sau înainte? Nu, no, nu, no, înainte. N-avem nicio treabă cu cântatul. Cred că odată cu How High. Când a apărut la noi How Film, High și l-am furat după file -list, încercam să căutăm iarbă peste tot și fumam orice făceam bonguri din orice ia pune, nu e bună apa ne trebuie altă apă de trandafir, nu e bune frunzele alea nu-s bune alea, mergeam pe câmp căutam, noi, uite bă, asta e marihuana pula aia pe câmp, aia <laughs> nu e uscată bine, trebuie să mi mai pune ceva fă nu știu ce, până mi-a dat cineva odată un, două fumuri dintr-un joint cu haș și ploua torențial și erau pânze de păianjen pe peste tot dar de fapt era soare și era tot uitea mea, zic, da, ce trip, îmi place, mai vreau. <răză> și na, și-am căutat asta și după aia deja cumva s-a răspândit. Adică dacă ajungi și la mine, ultimul să rântoc o bucățică de haș, clar toți ceilalți știau despre ce e vorba. Și m-am m-am și chiar eram uh, sufletul petrecerii. Și stărânea cumva mai rău caterinca asta de grup să fac caterinca mai rău, tâmpenii mai mari făceam și lumea ardea, și îmi dădea de fumat doar ca să îi fac să râdă cumva, că mai era. Doar luam cartele de metrou, le rupeam în patru, făceam filtre și vizualizam joint -ul. Și la un moment dat cineva zicea, are cineva un filtru? Era, da, ia. Și aveam partea mea la joint ăla. M-am băgat un pic și în ketamină, m-am băgat un pic și în pastile. De heroină am știut dintotdeauna că nu e bună. Din cartier, de când trăgeau ea în 90, toți trăgeau. Ba erau la pușcărie, ba erau pula mea rupt în gură pe acolo, ba vindeau de toate pentru o bilă, pentru... Adică mașini de spălat, coborâte de la etajul 2, 3, frigidere, furat aur tot de casă și eram, bă, eu nici n-am ce să fur. Adică din cauza la sărăcie nu m-am apucat de heroină cumva. Că... Oh, no. da. Și cum e la omul sărac, nici boi nu trag, sau bolile, sau cum era. Îi mai cade și pâinea încăcat și se scoală și pula în biserică. E... Am menționat vorba asta da, cu... și, două zile Și am cu... zis că nu are sens, oricum. Ce e prea bun, nu-mi trebuie. Și am rămas aici. Am mai băgat o ciupercuță, o de până într-o zi când m-a sunat mama și mi-a zis, bă, mamă, îmi trebuie și fi niște bani de pâine. Și eram, bă, Păi cât îți trebuie? Cât vrei să-i tir de pâine? Îl mă, trebuie un leu, când am un leu. Și am dat timpul la mea, are un leu și eu mă droghez, fac bani. Și am zis, gata. Am avut o revelație așa, deodată a fost un click, pac. Și zic, gata, ba, pula în drogurile voastre, nu mai vreau. Ah, ce prostești! Ah, ia, bă, pula mea, auzi să se lasă. Că nimănui nu-i venea să creadă și nici nu era duma cu... Se lasă cineva droguri. Te-ai apucat, așa o ține, murim superstaruri, pula mea, nu știu. Și chiar m-am lăsat de-a doua zi, m-am întâlnit cu aceeași tovară și aceleași anturaje care tot se rulau în joint, se făceau o pasilută, o liniuță și eram, nu vreau. Hai mă ia de timpul și eram, da, mă piși pe le aruncam farfuria pe jos, pasile în apă, joiturile pe șosea. Până au înțeles că nu mă mai droghez și atunci au început să se ferească de mine și m-am trezit la un moment dat că eram singur ăla s-a căsătorit, ăla la pușcărie, ăla a murit, ăla nu știu ăla a plecat în altă țară, pe fiecare și-a făcut duma. S-a și întâmplat treaba asta imediat când m am lăsat. Și m-am trezit singur, m-am întors acasă, la mama, așa. să stau iar, că se pe străzi cumva. Dormeam, luam cu chirie, la alții în casă, la tot așa, de colo colo, până tot Bucureștiul. Și m-am băgat la muncă. M-am făcut e, băiat ok. Zis, o să stau acasă cu mama, o să mă pentru -a ea cred că pe la 18-20 de ani, o asta, că m-am și, -am și băgat la școală. Adică mă țineam de școală, mergeam și la muncă, sau cred că mă drugam cât încă eram în liceu, nici nu mai știu, sincer. E așa, un amalgam de amintiri, încerc să le pun într-o cronologie, să am și eu o cronologie, să știu ce am făcut cu viața asta, dar trebuie să discut cu niște oameni, că am niște gap care le, le încurc datele între ele. Dar m-am lăsat, m-am apucat de muncă, mi-am văzut de treaba mea până am găsit un job de Ce joburi ai avut? Păi am împărțit pliante pe șantier. Era pe șantier, a zis că a fost un punct. Ăla a rău. fost cel mai rău, da. Ăla a fost că era nasol și mă și ardeau oia, că erau 50 de în jurul de toți între ei veniți dintr-un sat echipă. Eram singurul străin, eu cu sora mea care era pe Macara. Adică ea stătea acolo, era boss. Dar eu eram cu toți bulangerii ăștia care mă futeam, mă de la unul la altul ca să zic o fază nasoală a plouat două, trei zile și trebuia decofrată o piscină care avea vreo 3 metri, dar trebuia decofrată și în exterior, care era pământud și am cobor vreo 2 metri pe lângă ăla așa, care avea o loc cu o persoană pe lateral, ca să dau lemnele alea jos de pe beton, să le scoatem, să curețe ăla. Dar în timp ce decofram alea, dacă se surpă pământul ăsta pe cine pulea mai mă scoate de aici? Adică tot ce era mai nasol de făcut, mă aruncau pe mine acolo. Adică. După construcții pe unde m După aruncat? aia am nimerit niște. într-un bar. M-a băgat cineva, după aia am nimerit într-un bar mai bun, și după aia m-a băgat Sorina, o prietenă din liceul ăsta bulgar, m-a băgat la Terminus spălam vase acolo, dar spălam așa cu capul în spate ca să și furme serie, să văd câtă mentă, câtă gheață, cât aia, cât aia. Și după aia m-am mutat de la Terminus, de la spăla vase, la bazar în centru vechi, la celălalt bar, unde m-am făcut barista pe zi și acolo am început să am mai mult timp liber, că făceam doar cafele până la 5 seara. Am primit un laptop, am primit o cameră, am primit un iPod de la mic, un castofon. Biturile erau pe YouTube-ul la calculator și am început să iau biturile, să le pun păstic, de pe stick pe ăla, să le filmez freestyle-uri și am început să merg și la battle -uri. La primul battle m-am dus că ziceau ăștia că de 30 de milioane, 3000 de lei. Și cam atât era întreținerea. Zic, aia, pula, mă duc, bam, 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 două, trei rime, aia Și după am câștigat în seara calificările. Eu am crezut că ăla e battle, n-am știut că sunt calificări. Așa. Și mi-a zis, păi banii, păi care bani, stai că astea sunt calificări, mai sunt vreo două, trei etape și de-abia la anul, zic, păi te pula mea cu banii tăi, cu că... Fula mea, până știi, un de la mor de foame. Noi ne-am întâlnit acum, imediat după pandemie, la primul battle care s-a organizat. Da. la pandemia, la, ăla în B52. Da. Când au fost psihotop. Cu a fost și Chepa, a fost multă lume, da, a fost da, da, tare. Da. Și noi ăștia mai bătrân, stăteam în spate și cu chepa da, da. și cu ăsta. Păi ăștia mi sunt cu susținătorii lor, cu de acasă, cu de astea, că și eu mi-aduc aminte. Venea unul, puteai să fi tu super bun. Dacă l a venit cu 30 de ani și în club, și la el s-a urlat mai tare, ca așa făcea Mihaiță sau eu l-am prins la Mihaița. Mihaiță, le-am prins și pe mai vechi, Curon. am fost prieten cu Ron da, care acum e -am jurnalist fost la toate alea, se da, băga da. Ron cu Jay, cu Gnom cu Afori, cu toată lumea, dar eu nu m-am băgat la Betel atunci, nu știu de ce încercam mai mult pe pe scris, pe nu aveam curaj destul să mă urc sta cine stau să mă jur cu aia care deja făcea asta de o grămadă de timp. Și atunci nu-i foarte tare psihotrop care pe la 14 ani sau cât avea? Da, psihotrop, Bonel, Nelly, toți care... Sunt și altă generație, nu știu cu cât sunt ei mai mici ca mine, dar oricum 10 ani. 10 ani, alt... prinde dumă mai repede. Păi până m-am întors eu și am aflat de beteluri, ei deja aveau 12 ani și știau de, de toate, la 10 ani, la 7 ani, Nu știu când s-a dus bune la primul concert sau de astea. Adică au avut chestii ajutătoare, știi, și. Păi, au deja fost serioși. era Era, ei au fost cam a treia generație de noi da, da. care participau la beteluri. Că eu țin că am început să merg pe undeva prin 2005 6 nu mai știu dacă pe la Griffin s-au început, dar știu că la B52 vechi, care era pe popa tatu, am fost la niște battle-uri. Ah, da, și pe Coglnicianu, ce era ăla? Și acolo se mai Cogal. făceau. Și acolo mai se făceau niște battle-uri. Se făceau, după aia le-am prins și pe alea la Suburbia. Am și fost în juriu la un moment dat. Mamă, la Suburbia, un... ce păcat de clubul ăla. Cel mai tare club. Îmi plăcea la sus acolo. Pe da, piste. dar acolo nu mai e nimic de ani de zile. Ar putea da, de... nu știu ce se mai întâmplă. Tavi avea clubul ăla, care Tavi acum a... E niște Big mai înscrie din când în când. Cum ești? Ești bine? Sunt bine? magiți. Da, 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 îl mai văd și eu că l-am pe Facebook și... Uh, au fost, băi, au fost niște focare de-astea, au fost niște locuri de-astea micuțe pe care nu știu dacă le-am înțeles neapărat la vremea aia, care au contribuit foarte mult la cultura asta, nu neapărat la cultura hip-hop-ului, la cultura underground-ului, că yeah. a fost pe de-o parte Web club -ul. Webul și era marfă, da. Și acolo mergeam, am mers de câteva ori. A fost suburbia. A fost la un moment dat o casă pe Ana Ipotezi. Era și la Underground, Underworld. Underworld, sau... care era acolo da. la Covelicianu. Care Erau și mai de pop, dacă vrei să dansezi, aveai 3-4 locații, dacă vrei dj la drum dacă vrei rock, aveai cluburile. A fost o perioadă mișto. Și simt cumva că și la rep acum, după ce am muncit atâția, atâția ani, toți pionerii din rep, care mulți s-au lăsat, s-au dus pe alte meserii, alte chestii, că na, nu se făceau banca acum, cumva acum ar trebui să revină, să-și deschidă fiecare business, să-și facă trupe, să vândă, să... În state e un trend acum, toți grafării aia bătrâni, acum dacă dă un tag pe perete, peretele ăla e sfințit și e apărat, îi pune paznici ca la erou necunoscut de la noi. Am văzut, dar pe de altă parte cred că se întâmplă asta dacă nu devenea street art o formă legitimă de artă? După păi și ce asta. Au avut, da, după ce au... Băi, Banksy este pus lângă Brâncuși. Lângă Picasso, da. Și lângă, lângă Picasso, alt... așa. Și cumva pe bună dreptate, adică poți să înțeleg, Banksy, Basquet, Andy Warhol, acolo e aceeași ligă, adică stai da, așa da, da. un pic și lasă-l pe bani. Altă generație au revoluționat și ei în felul lor, e alt stil, fiecare generație a adus ceva, o altă rebeliune, o altă chestie. Ce și al mea că e căcat, peste 10 ani era cea mai tare artă toată lumea o făcea. Da, Cumva fost... Așa am, am simțit, am, am, dedus eu din ce am observat. Și a la a, pula mea, nu te lăsăm să expui, nu vezi în pula mea că câtă ulei pui pe pânză, ai dat de două ori și după aia să dai de 3, 4, 5 ori cu vopsea pe de 1000 de ori să fie atastrată de vopsea, a devenit o chestie, era, a pornit un curent sau... Da, a fost foarte, mă rog, sunt foarte ciudate da, da, da. trendurile astea, mai ales în arta contemporană, le înțelegi. Să-ți faci tu Eu am fost recent, chiar anul ăsta, am fost la o expoziție Banksy, în Viena am prins. Așa, și mi s-a părut, nici nu mă mai dau seama cât de mare trole Banksy sau nu, că a avut și un titlu de ăsta foarte pompos, de genul Inside the Mind of a Genius și tot felul okay. de chestii astea. Adică era atât de un... Autoironic, ironic sigur. Da, a da, fost. da. Și m-am gândit, zic, bă, e autoironie, e chestie <laughs> de marketing. Cât control are Banksy asupra... Uh, expozițiilor ăstora care sunt pe peste tot, da. că m-am uitat sub egida aia așa, erau expoziții în același timp, erau vreo 6-700 da, și la luni. noi, nu știi că a fost parcul de triumf, expoziție Banksy da, dar erau da. astea, fake în toată lumea au fost, expoziții da. fake cu printuri și chestii Păi dar mă gândesc că nu sunt lucrurile originale, Asta multe mi se pare, râd, râd, nici nu mai sunt Mi se pare urât acum m-am am dus în, nu mai știu ce magazin Pică, în clop, da asta, dar nu contează. Ideea e că am văzut niște blugi, ghes, dar mi-am dat seama că ghes că era fură al la și pe ele, erau stesilurile lui pe aia, știi că i-au furat duma și și-au făcut fără acordului. Da. designuri cu stencilurile lui, pe haine, pe bluze, pe tricou și sunt așa. Zic, trebuie să iau atitudine. Uite, asta mi se întâmplă în ultima vreme. Iau atitudine cu chestii. În loc să iau blugea că erau și ieftini și își plăceau și aveau și aia, am zis, nu o să-i susțin pe ăștia, mă piși să rămână blugi să se toarcă înapoi la ghezi, să zică ăla, bă, ce idee proastă am avut, că am încercat să fur ideea de la ăla, în loc să vorbesc cu el, să... Nu știu ce efect are faptul că nu mi-am luat eu percheia, de blugi, probabil după aia s-a cumpărat alți 10 și a cumpărat, dar... O are efect pentru tine, pentru da, că da, e da, foarte e... clar că ți-ai luat tu un set de principii și un set de reguli după care te ghidezi în viață. Da, fie. în ultima vreme de-astea, numai de-astea, decizii de-astea, am luat. Ia mai de un exemplu de decizie. Păi am decis să nu mai mănânc carne, să mă fac vegan, așa, uh. peste noapte, de mâine. Mâine dacă, ca și cu drogurile, la fel, gata, fără droguri, fără carne, fără aia, fără aia. Nu dar înțeleg. nu înțeleg de ce nu pot să mă las de țigări. Zic, mâine țigări, nu mai vreau. Cred că aș putea, dar mie că uh, sunt atât de puține chestii mai mai rămas că doar țigările. Mă uit la mama și a renunțat la tot. Dar tot bea cafea și știi că îi face rău. Dar e singura o travă care credea că o poate controla și nu, nu e atât de nocivă. Dar și cafea, am încercat să stau odată fără cafea și țigări și fără țigări asta mai mult decât fără cafea. Mă luase capul de la cafea, visam cafea, era... Mie îmi place cafeaua foarte mult, beau cafea în continuare. Și cafea simt. tot așa, nu mai știu cum am apucat de cafea, din greșeală, că prima oară când am băut era ce asta, ca și berea, ce pula mea și după aia, un an mai târziu, Pua, vreau cafea toată ziua, vreau cafea. Băi, problema la e. mine a fost și zic exact, probabil și din cauza stresului. Contrabalansează foarte mult stresul, și pe mine țigara mă ajută să-mi sistematizez gândurile pe care le am în cap. E. Când ai o minte care merge tot timpul și nu neapărat într-o direcție bună, și ai tot felul de gânduri care mai de care mai cretine, care să ceartă unele cu altele în interiorul capului tău pare ales... că dacă bagi o țigară le mai aranjezi da mă, ți le mai aranjezi adică țigara plas plasivul și tot le aranjează țigara împiedică gura să vorbească mai mult decât e cazul da, da. în contextul în care, eu am și reputația asta de în care vorbește foarte mult, așa că nu cred că o să mă las de fumat prea curând, da. ba da ai eu o situație în care o să mă las de fumat te fuma. și eu am văzut acum recent da, nu pot să am povestesc. văzut recent unde ajung toți fumătorii. la morgă și e, fo e foarte trist că te chini o săptămână, două, se dau niște mulți bani, n-are ce să te salveze, decât poate cu o gaură în gât. Dacă nu, dacă ești vreun amărăștean ca mine, n-ai. Ajungi de la spital, mai avem paturi, nu, hai, bagă-l pe ăsta, ne pare rău, pula mea n-a supraviețuit, hai, la morgă. Și acolo e. Că faci, faci un cheac pe plămân, e și boala aia care se dezvoltă după ceva zeci de ani de fumat, faci o micuță de asta la plămân așa de toți fumătorii eu wow, au și de aia nu mai scap de ea, doar nu știu cum. Sunt unii, de fumează ei până la 150 de ani, dar, păi, bulan, adică nu toți suntem Ronnie Müller sau. Da, tu ai zis că un amorăștea în cabine. Tu da. acum ești ok. Uh, cum ești financiar acum? Întrebarea Sunt okay. de fapt, întrebarea Sunt de. Sunt fapt... ok, îmi permit chestii. Adică, mă consider că niciodată n-am nevoie de bani. Dar dacă aș vrea să zicem să beau un suc, să beau apă, să mănânc o chestie, să am bani. Acum am bani să mi le iau ce vreau. Dar nu stau să mă dau un spectacol, să nu știu. Dacă pus să iau ceva pe 20 de bani, o să le iau. Doar că îmi place și că Când nu stau să dau 10.000 de euro pe o șapcă sau o... O să iau la combinație de la un băiat pe 100 de lei și mi-am făcut nebunia. Consider că îi folosesc doar să pentru momente nasoale. Pentru asta cred că strâng banii. Vine o moarte, vine o... Pf, nu știu. Adică numai pe chestii nasoale am trecut toată viața și am și asta să n-ajung acolo și să rămân fără ceva pe dreapta să pot să scap din dumăia. Cum a fost de ne-a dat afară din casă, ne-a băgat o saltea într-un tir și aia a fost. Ne-a luat Stai de la trei cu apartamente, ne-a băgat în garsonieră. Tot pe la 13-14 ani când m-au lăsat de spor și de școală. Erau datoriile prea mari și atunci am vândut casa cu tot, cu datoriile ale unei alte persoane și până noi ne-am mutat din Titan în Bercen la Garsonieră, de la două camere sau trei camere, două camere cred că aveam. Și ne-am ajutat să ne mutăm, niște băieți din cartier, pe mine și pe mea că mama era la muncă, tata era cine știe pe unde și mai mult ducea acolo la ei acasă decât să ducă în tirola și ne-am trezit cu două două haine pe noi și o saltea de dormi pe jos. Asta am avut. wc nu mergea, ghiuveta nu mergea și ușor, ușor le-am papa pa, chiar o mai cere niște bani, mai nu știu La un frate, la o mama, știi, la frații, la ăla, ăla. Dar tu ești bucureștian bucureștean jet Nu știu ce se ablă jet Știi că e că la a patra generație Aia, nu, Adică te-ai născut și ai crescut în București. da. Uite, tai că mi-a zis că bunicii lui, mă, alu era din Pitești și alu din Plești. Dar bunica mea e din București și bunica su. Bunicii lui mama, bunica mea, cum ar veni, din partea lui mama, el a venit de la Câmpul Lung sau Câmpul Moldovenesc, da, a venit desculți în București. Frații lui erau deja aici, pe în baicul nu știu ce faceau dar sigur, dacă vei din câmpul Lung, la București, vii pe combinații pe ceva. Problema nu e că veneam de la câmpul Lung în București, problema e că stăteam în baicului. Da, da, da. Că am stat aproape. De da, 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 e mișto vreau. și acum, nu știu, 100 de ani când trăiau ei, și ăsta, lui mama, așa a venit. A venit, n avea nici cu ce să încalți. E dus. foarte important dacă te trigăruiește sau te deranjează că avem discuția despre background-ul tău. Nu, mie chiar îmi place că... că poate inspiră oamenii care cred că nu au nicio șansă în viață. Ei, mie nu mi-a nimeni. Și căutam, să zicem, genul ăsta de discuții le-am căutat toată viața pe internet. Cum să fac să-i dau drumul la treabă? Dă-mi o pistă, dă-mi o ceva, dă-mi o... A, mereu am căutat și în interviu, și la report, și la scriitor, la pictor, în artă. Le-am căutat peste tot. Bă, cum să fac să fac și eu ceva, să reușesc ceva în viață, știi? Și nu... Cumva... Și atunci e... cum ai făcut? 99% muncă, 1% bulan. Altfel nu mi explic. Care bulanul ăla, de fapt, cred că e speranța să nu renunți, să nu faci vreo vreo panoramă. Și doar Când muncă. Zici bulan, zici la un... Te refer mai să mult să vină o și persoană care a... trebuie, ah, cum a venit Sorina și mi-a zis bă, e un loc la vase în barul ăla. Dacă se întâlnea cu altcineva, era altcineva la vase. Eu eram topo șantier și... sau știi? și atunci cu cântatul, cum s-a Hai să, hai să, că de fapt, na, păi acum... Păi cu cântatul am stras și am scris și am făcut freestyle în fiecare zi la muncă până am crezut eu vreau să fac vreo 50 de freestyle-uri în subsol să le dau drum pe net, așa, of văd doamne de alea, Caterinca. S-a creat un fanbase, Bula nu i-a venit de la Bugnici, care a venit pe acolo pe la Primus și eu urlam beat cu tovară și, și cu cine mai eram pe acolo, freestyle m-a filmat, m-a propulsat și ăla, s-a dus la acolo și au început să vină tot felul de oportunități. Și eu de atunci tot scriu într-una de parcă mă duc la muncă. Eu asta fac, mă trezesc, scriu o piesă, parcă spăl terasa, aranjez pernuțele, spăl paharele, fac un cocktail. Eu nu pot să nu observ că tu ai reușit să-ți faci un nume și ți-a ieșit treaba asta cu muzica și cu cântatul în paralel cu creșterea culturii trep de la noi, care pare că a înghițit tot. Da, da, Bă, -a, cu mare a fost duma, da. Adică tu ai apărut cam în același timp cu șatra da. benz. Asta e. Eu am scos în 2015 februarie și ei cred că au scos în martie foarte aproape. Prima da? lor piesă, da. Tu vorbești de ăsta sunt eu, da? Da, da, da. Doar că eu am făcut greșeala după ce am scos prima piesă și luna următoare a doua piesă și a, a bubuii, le plăcea la oameni stilul ăsta. Nu știu, toți se ducea oricum spre dubstep încolo, de la specii, de la astea, știi? Florege mi se pare că a fost cam ultimul care a bubuit înaintea mea. El era pe val după specii, cumva, odată cu specii și urma momentul lui să a, așa. ia România la pulă și a apărut rap -ul. Și lumea s-a întors la reposta ăsta basic, bumba, 90, aveam ceva să era, nu știu care e faza. Zic eu ce Dar că după carismul. ce am pus alea două piese, februarie, martie, le-am și dat jos următoarea lună, că nu mai m-am înțeles cu băiatul care făcuse biturile. Am făcut eu o combinație. ăsta sunt eu și... În fiecare zi. În fiecare care erau biturile produse de Sanchez. Și eu am avut un deal cu JB și mi s-a părut că Sez deja am dăduse niște bituri și mi s-a părut că lucrează foarte bine și am văzut și cum lucrează Sanchez, că cu amândoi am stat să fac biturile. Și am zis că o să vorbesc cu Sez, să fac bitul cu el în aceea zi, trebuia și bitul și clipul și piesa și tot. Era o dumă de asta la GB nu o să pot să fac cu Sanchez, o să fac cu el. Ăsta s-a ofticat că de ce am făcut cu ăla, că era reinterpretarea piesei mele de Ada și eu piesa de aia, cu țară că pot. Ăsta s-a ofticat și a zis, domne, că ce înseamnă asta, că pula mea, scandal, că pula zic, bă, bă, pula, dau piesele jos, fac altele, adică eu așa sunt. <laughs> mă pici pe ele, fac altele, nu stau. Și el a crezut că le-am pus pe privat, eu le-am omorât și după aia n-am mai scos nimic. Și practic mi-am tăiat tot avansul singur, mi-am tăiat craca. Din cauza dar nu că mai ascultam, în continuare cana, Păi n-avea unde să găsească piesa o lună de zile. O lună de zile în care a apărut o grămadă de piese trap și artiști și chestii. A, a fost un val de două piese. A, dă în pula mea. Și, după a aia am revenit în forță, dar n-a mai fost același lucru. Și plus faza cu nu se făceau bani, din, nu se făceau bani din YouTube și era hate-ul la mare că eu nu înțelegeam să-l speculez. Că nici n-aveam de ce să-l speculez tot hate-ul. Și am oprit comentariile, nu știam că crește riciu. Știi? Sau la... erau cred că peste mii de comentarii te uiți la primele mele piese au 100 de comentarii că le-am dat drumul după ani de zile după vreo 5 ani am dat drumul la comentarii și când a dat drumul era lumea ușor să nu vorbim urât că a dat drumul la comentarii e un moment istoric o chestie de asta, dar în jurăturile la prima piesă și la aia când mă uitam pa, pula mă, drogatule, ă, te omor te nu știu ce, pula mea, toate, toate sute, mii. Te afectau mii. chestiile astea? Da? Da, m-a afectat. Eu chiar după ce am scos ăsta sunt eu, în seara aia când am scos clipul am vrut să o șterg și să intru în anonimat iară. Dar mi-a zis Diana, las până mâine, vezi ce se întâmplă. Și peste seară m-am trezit mai bine așa, mă uit, Ate, pula mea. Ha! Nu știu, când a apărut ăsta sunt eu, tu tu nu știu dacă știi, dar noi toți am dat share. Da, adică da, da, fost, știu, știu. A fost și, o... zic exact, și zic exact de ce am dat mi Mi-a și scris oameni, mi-a scris Doc pe Facebook, mi-a scris da. și Vlad, eu în post sau înainte, ante, ăsta sunt eu, le ceream la toți bituri sau să mă bagi în seamă, îi scriam și lui Vlad Dobrescu, la toți repările le-am scris. Domne, că eu sunt dășit, că o să vezi. Dar cine nu zice? Și eu primesc acum mesaje yeah. de-astea câte 5-10 zilnic sunt dășit, eu sunt viitorul, pula mea, ia mă la studio. Eu zic, bă, n studio, unde pula mea stiau? Probabil în situația asta erau și ei atunci. Un, steau la mine în casă, de pula asta. cresc. Oricum, până am înregistrat asta, sunt eu, cred că am stat un an, dacă nu mai bine. Scriam piesa pe o unitate de calculator care nu avea DVD writer-ul și înăuntru era o boxă. Așa. În unitate, că n-aveam boxe. Și la ea, când dormea lumea, asta sunt eu, ăsta, m a tripat pe dumă asta, nu știu de ce. Și pe ego, că e un fel de ego, nu e mare piesă. Da. da. Și m-am dus la un studio, la un băiat ăia, mai mult uh, fumau, mai mult se distrau, eu vroiam să-ți dau drumul la piesă de 2014, înainte de 2015. Și ăia tot fumau, mamă, și mă chema în, uh, în faur, unde era plin de câini, de pula mea, trebuia să iau bani de la muncă ca să cumpăr covrigi cu hodog, să arunc ca așa în pulă încolo în pădurile alea, să ducă câinii după hodogi ca să pot să fug la studio, știi, să ajung. Că după aia plecam cu ei, cu mașina sau mă lăsau oriunde în afară. Da, la Four acolo și toată lumea da, studiore, da, da, adică de la Smiley. Dar nu era la Velea. Smiley sau așa, era un studio mai mic, ceva. Da, nu, dar de la aia, adică eu la, am fost la o grămadă de studiouri de -alea, de la Smiley și Velea și aveau oh, avea ha 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 atunci, până la tot felul de trupe de astea, de black metal, dead metal, da. punk, ce am fost pe și acolo. de repetiții, o grămadă. de repetiții foarte multe, era plin la Four. Da, și ulterior, mai târziu, la nu știu ce battle, M-am întâlnit cu domnul. Așa. <laughs> nu vreau să-i zic, lubele. Și m-a ajutat, noi ne știam, oricum, de la Romană, din 2000, am că aveam avut anturaj comun. Bă, zic eu am... numele ca să fie da. clar, Watcher. Și o să vorbim da. și de conflictul asta cu da. Watcher și o să zic exact. Yeah. Și m-am întâlnit cu el, mi-a zis de. Uh, care studio, că face muzică, că nu știu ce. M-am dus la el, am înregistrat-o și aia a fost, am pus oponent mi-am găsit niște băieți cu care eram tovarăși care filmau. Eu oricum, înainte de clip, tot 2014, toată vara aia și toamna, am vorbit cu toată lumea să vină la clip. Eu vreau să refac un moment de la romană, când eram toți la romană, pe gura de metrou, cu băutură, cu pula mea, doar că n-am luat în calcul că o să fie iar la când o să filmez și frig și zăpadă. Și m-am dus acolo cu haine, schimburi după mine, dalea de, de cafea, de vin, cartușe de țigări, chem lung să fie de fumat. Și era cumva, doar cameramanii au venit, și Giulai, care era din greșeală pe la Meg, rămăsese de la Front party, care și el a filmat acolo, dar a filmat alt format. Nu se pupa cu formatele ăstora lui Tudor și Sebi, parcă. Și... Am stat la bazar, acolo unde lucram eu, luam mâncare la discount, veneau băieții pe laptop, editam, la clip, apac. Și la un moment dat gata, e clipul știi că, gata. că la un moment dat eu aveam un prieten care e critic de film, care era ferm convins că tu ești produsul de marketing al unei agenții și că ești un, un experiment de ăsta. Posibil că... pare că și eu am, am testat din ce știam și eu că merge, știi? Doar că nu le fac, n-am resursele să le fac profi, dar dacă vezi sămânța, ideea... Principal îți dai seama ce ar fi putut să fie dacă existau și resurse și susținere. Dar probabil și... ăsta a, fost, a, făcut parte din farme, că da, n-a da, exces da. de mijloace. Mă gândesc că, uite, acum cu albumul ăsta îl simt că e cel mai bun album care îl fac și aș, mă gândesc dacă aș fi făcut 9 albume fără să le scot, ca să-l scot pe ăsta ca fiind primul. Așa. Dar mă gândesc că nu s-ar mai fi văzut parcursul ăsta, evoluția asta care o vezi cu ochiul liber. De la piesă la piesă, pe clip, de la rimă la rimă. Se vede că am devenit din ce în ce mai bun făcând asta non-stop. N-am fost cel mai bun rapper, eram poate sub mediocru, clar sub mediocru eram, doar că aveam ce să zic și despre ce să zic. Și aveai carismă mă, că asta e. Că nu, dar mulți cred că trebuie să care... fii un rapper bun, dar nu, trebuie doar să te apuci să te ții. E... Motivul pentru care tuturor de atunci și nouă ne-a plăcut și s-au dat cerurile alea și ai primit și feedback-ul ăla pozitiv din partea tuturor este că dacă nu apărea trepul ăsta care se ducă într-o zonă de asta de ego, rap, că inițial trepul cam așa era, da? Da, da, da. Bătutul cu pumnul în piept. Da, am mai simțit ceva sunt. la trep. Deci, uh, mi-a am... trepul când a apărut? Îmi place, da? îmi place, doar că n-am -am înțeles de ce, așa că mie mi se părea oximoron trepul. Oximoron în ce sens? În sensul că nu există gangster rap ceea ce e trepul cumva. Așa, da. Mi se pare că nu se pupă. Dacă ești gangster, vorbești cam mult pentru un trepăr Și pentru un gangster să fii rapper, dai cam mult din casă. Doar că m-am uitat pe state și pe oamenii doare pulă. Ea e se uite la pușcărie, o mierlește își asumă, știi? Să-ți aduc aminte de Gucci main. Da. Pă când eu am ales să fac rep ca să scap de lumea asta cu droguri și femei și pula mea scandaluri și bătăi și pești și de toate că nu avem ori la pușcărie, ori la cimitir. Adică în una din astea două, sigur ajunge. N-ai cum să fii, să meargă, să meargă, să meargă. Te lasă cineva, asta e de fapt. Cineva zice, mai lasă-l un pic, că nu e el peștele la mare. Adică asta e și în lumea drogurilor și peste tot. E, bă, nu e deocamdată, mai lasă-l <gângânt> să-ți facă el mai mare. Și am ales repu. Mi s-a părut o chestie care îmi place, Pot să-mi dedic mai mult de 24 de ore să fac asta 24 cu 7 non-stop ca la un job. Banii sunt mai bine ca la orice job pe care l-am avut până acum. Prieteni. Și plus că rezonez și cu partea asta de patru elemente de hip-hop. Nu e doar rap știi, la mine. Asta voi să zic Na. că tu ai avut tot timpul o diferență așa. Și cred respect. că pleacă de la Captain Planet, oricum, să știi, de acolo. Că și aia tot cu elemente erau pământ, apă, foc, biboi DJ, MC... <laughs> Că Am îmi plăcea Captain Planet. Planet mult, eram leșinat. N-aveam televizor, dar când ne mai primeau vecinii, era Captain Planet all the way. Bă, în contextul în care ghetul Captain Planet era doar seara de la șapte jumate, că ți minte exact. Da, păi ne mai luau vecinii pe palier, doamna Elena sau vecinii ceilalți mai bătrâni care erau bătrâni, ne primeau, nu aveau copii, nu aveau nepoți și ne lăsa să ne uităm la televizor. Da, când ai apucat de muzică, așa, relația cu familia care a fost, ai primit susținere, ți s-a mama, zis ceva? mama credea că îmi pierd timpul cu chestia asta. Tata da. nu-i postat, tata mereu mi-a zis, ce vrei tu, mă doare în pulă. Îl durea în pulă, dar n-a vrut să mă influențeze în viață. Că dacă aș fi ajuns vreun ratat, nu cred că ar fi vrut să fie influența lui. Sau dacă am ajuns un succes, tot nu vrea să fie influența lui. Vrea să... El așa a fost, mereu ne-a lăsat să facem ce vrem noi și dacă ne-am lovit cu capul de ceva... te deranja în nepățarea asta așa sau ai luat Bă, un... nu, nu, nu. Cum să mă deranjeze? E... Eu mă bucur că el la un moment dat a avut o rupere de asta și s-a potolit, că era foarte... Era spaima cartierului. Era, nu vrei știi, era coșmarul oricărui familie. În ce sens? În sensul care bea mult și era un, era un alcolic fără voia lui. Măs alcoolist, el a băut în fașă cum ar veni. El s-a născut alcoolist și boala asta ținut-o toată viața, până acum, recent. Și când bei, adică el, pe lângă că avea halucinații, tu gândești că el stătea în bucătărie și trăgea cu arcul, mă vedea și pe mine, dar zicea dă-te mai așa că el acolo. Și eu, Bă, nu e nimeni. Dă-te mă. Sau se bătea carate cu lumea sau de-astea. Adică el bea, dar nu mai putea să oprească și o dădea în făcea urât, mai dăm bani dimineața, dăm bani de un dar n-am bani, fiind sărași n-aveam. Pula, scot ce ia scandal, certuri în familie, tot felul de chestii astea, până la un moment dat când nu mai știu câți ani aveam. Îmi se pare că l-a bătut mare făcut ea 20 de ani, 18 de ani, de asta. Ah, okay. Și a ieșit în cartier, am băut pe <gânghe> adică era ceva, credem, mă era... Eu mă ascundeam în canal când îl vedeam că coboară de la etaj 3. Sau sub mașini, în copac, oriunde. Că era ora care trebuia să mă ia să dorm. Că dacă îl prindea mama fără noi, că ne-a pierdut pe cartier. Și el asta, adică în beția lui și în aia, el știa că trebuie să ne ia pe după amiază să dormim. Să ne dea ceva de mâncare și să dormim. Doar că noi eram copii, vreau să stăm toată ziua afară, nu vrem să mă chem în casă. Dar fiind beat, noi plângeam ca copii proști, că nu știi și el mai ne dea un șut în cur, bătaie cu curele, adică cât un capac, cât o aia e... La un moment dat chiar era bad și îmi băga în cărți. <l> și doar țipa... Oh. Adică fecheală. Gata, doar trei. Să nu mai faci, să nu mai... <l> Haos. Bun, și ne întoarcem acum la Uh, nu mai știu unde, de unde am luat-o păi uh, am vrut, repet, am vrut unul, să vorbim despre cum ai început să te apuci de cântat și ce impact așa a avut așa și cu cum -a muzica, afectat. am întrebat să-i tu dacă m-au susținut și de aici, și relația cu familia, că e foarte no, importantă m-a mai plăcut și tata a fost super excitat când îl luam pe la concerte, el iubește muzica iubește să danseze, deși și-a rupt tibia la un moment dat și era mai greu dar tot timpul la concert era așa, ochii cât cepele, cu lacrimi în se strâmba el, știa că vine paharul cu rom, bombă. La oricâte concerte putea să vină la toate, a venit, stătea cu Diana pe acolo, aveam noi grijă, îl urcam în Uber cu sormea sau cu nepoata mea sau cine era, mama, a venit și ea pe la concerte. Cred că se bucură, că... Na. Pentru că tu ești pe punctul da, îți pune pe picioare o familie acum, adică nu știu cât tip, Avem voie să vorbim de asta? Putem să zicem? Păi, am? eu nu stau să zic despre asta, nu vreau să fac mare haz din asta. Nici eu nu vreau să fac mare haz, dar... Îmi eram cu o familie, la... da. Eram cu Planeta yeah. și cu Psihotrop. Am avut noi o cântare împreună, în care... Mie mi îmi place foarte mult că noi, tu ai observat că noi suntem foarte des la festivaluri împreună, cam în această Da, seară. păi e cam acolo e. Cam... Okay. Uh... Altă și care... la Târgu Mureș, și exact. la Singfe, și la ăla. La, la, la... Înainte, la început, cântam înainte de subcarbați. După aia am început să cânt înainte de CTC. Acum sunt înainte de paraziți în ultimii ani și uh, ne întâlnim. Cred că știu, ăsta e... Oricum, nici nu sunt foarte mulți oameni dacă te uiți la festival. Sunt cam aceiași în fiecare an. Băi, eu mă bucur foarte tare că uh... Ne cheamă lumea pe la festivaluri. Acum că am dat drumul la trupa asta. Pe de altă parte mi-a uh, explicat, mi, explica, mi explica psihotrop. Bă, era nevoie să apară un neag nou. Adică da. știu că suntem niște băieți vechi care da, ne-am da, da, făcut da. o trupă nouă. Nu, și Dramon e, e din nou pe val. Adică și voi ați adus un aport, dar toată lumea care, dacă te uiți la specii, la show lor, spre final... Să că fac... am, fost, am fost un picuț înaintea celor de la specii. Asta nu, dar zic, zic ce văd, ce aud și eu la alte show -uri. Nu știu când și când s-a apucat cine s-a apucat dar am tot văzut am fost un la... activ de Dreamin' Base eu atâta pot să zic acum nu știu cum se simte în România dar Dreamin' Base nu a dispărut niciodată niciodată doar unii l-au și au văzut de alte chestii nu inclusiv artiști mari, adică DJ Fresh în continuare după ce a avut hitul la Mondial dar Mapa mund în două, ca să zic așa, okay. mă refer la hat Right Now. El și-a văzut în continuare de scos muzică și scoate muzică, DJ Fresh fiind unul dintre cei mai legit artiști yeah. de drum and bass. Adică Prim, a primul a fost... concert, iartă-mă că te întrerup, primul concert al meu mai mare așa la arene a fost când s-a deschis ceva partii de DNB iară, fusese o premieră cu chestia asta și... Era arena DNB arena care, arena DNB, așa, care terențe... nu se mai făcuse de nu știu când și a bubuit iară în 2015 atunci. Da, da. Au venit niște DJ, a fost mișto. E... Și atunci m-am dus cu un DJ care nu era DJ-ul meu, că nu știam cum e treaba cu dj -ul. și omul mi-a băgat în fiecare zi, dar mi-a băgat pozitiv și a cântat pe pozitiv cu Marveli. era A fost faniro cum câte lume acum pe pozitiv, dar eu atunci am făcut de greșeală. Îți spun și ție întrebarea pe care am pus-o și altor oameni care se ocupă cu muzica care au venit aici. Unde te simți tu mai artist? Pe scenă sau în studio? mă simt așa tot timpul artist, cumva. Mă simt o fire mai boemă. Eu și când mă cac și când mănânc și când aia încerc să să mă simt, să-mi dau să fie într-o relaxare de aia și pe scenă și când scriu și când de aia încerc să mă rup de lumea asta tot timpul. Cu alte cuvinte ce întreb eu este ce ți se pare ție momentul ăsta că e mai important, contează mai mult munca studio sau suitul pe scenă? Am în două, că fără studio, de fapt și înainte de studio studio nu prea mai pun preț pe studio, că la studio mă duc cum ar veni, doar ca să imprim ce-am muncit acasă. Te duci cu planul exact, adică da, știi de dinainte ce trebuie făcut. Da, și mai modific acolo, dacă îmi vine vreo idee, vreo inspirație, vreo ceva, se mai întâmplă ceva, nu-mi exact versurile sau refrenul ăla nu mi-e înghesuit sau merge un alt refren, am o altă dumă, văd ceva pe stradă, dar important mi se pare momentul la intim, când ascult tu beat și vine zâna măseluță și ți dă inspirația să scrii despre ceva anume și ești să am papula mea și piesa asta, dar abia aștept să o înregistrez, merg să o înregistrez cât mai repede, doar ca să poți să o asculți, să te asculți, să vezi ce căcata ai făcut. Și după aia, cu publicul mi se pare așa, dacă rezonează lumea bine, dacă nu iară bine, că eu oricum o fac cumva pentru mine. Că îmi plac tobele alea, îmi place piesa aia, vreau să aud aia. Dacă mai e cineva care simte la fel ca mine sau măcar pe acolo, DJ e prea mult. Da, rețetă n-ai făcut muzică până acum. Adică premeditat să faci nu. o chestie. Eu cred că am o rețetă în cap așa cum cred eu. Înainte făceam trei strofe cu refren între. Acum fac două strofe cu refren între. Refren, strofă, refren, strofă și dacă mai, mai las bitu, mai când refrenul, că le și gândesc pentru show acum. Piesele, cumva. Și de-aia am început să am și instrumentale mai agresive, mai... Cum am trezit la la primul Antol la care am fost, că eu aveam piesele mele după primul album, care era așa. Anna, anna. Și nu aveam reacția pe care o doream. Și atunci mă duc în studio, fac piese de festival. La noi problema e alta, că tu ai văzut FCDNB. Asta vreau să zic. Fiind ce ne leagă pe noi de Pancanache este că el a fost martorul și primului concert oficial e, pe CDNB așa și prima acolo de unde nu ne-a luat bani eu nu mi-a luat bani uh, <laughs> să mă sună băiatul ăla să-mi dea bani Târgu Mureș, nu? Eu am rezolvat da Bravo, felicitări, cineva așa la bari. Știu că îl dădu și așa în zona, yeah. adică... Și a mai fost cea mai mare țeapă, nu știi? Cu hip-hop festival ăla de la Reșița, cea mai mare țeapă de rap românesc. A chemat bani, toți rapperii la Reșița. Așa. Am el cazare, noi am intrat până în fracție, am dormit în seara aia, am -a furat cineva niște chei la hotel unde eram cazați, că doamne ne dea, nu mai veniți că ăsta a că nu are bani să vă dea să vă cazați. Și a furat cineva niște chei, s-a dus repede într-o cameră și ne chema pe telefon, vină aici, ia chei. Nu vorbim el, de la... anul 2022. Nu, asta era până în 2017, cred. A, pe asta nu știu cu... Da, și singurii care și-au luat banii, cred că e Bruckner cu Dox. Era și tabăra de scrieci acolo, la la cu pe acolo. Au zis ce fac. Cea mai mare țeapă ever, e... Tot, nim aproape nimeni nu și la banii. Omul s-a băgat din ce am înțeles eu 10 ani și în combinația asta cu festivalul și în ziua festivalului a rămas doar el. <laughs> cu scena închiriată pe două zile sau trei zile, s-a cântat sau nu știu ce, dar lumea deja de-a doua zi lumea îl sfătuia să trimată scena înapoi că mai recuperează și el vreo 3.000-4.000 de euro să dea aia nu știu ce, ca nici reclamă n-a făcut, a făcut barte festivalul fără niciun afiș omul. Singurul care a venit în camping era un băiat în scaun cu rotile care cred că nici n-avea picioare. Adică... Na. Deci n-a fost nici lume. Nu, dar, ba da, toată lumea, public n-a venit nimeni, dar toți rapperii au venit acolo și toți dj -i. era tabără de și tot repu, bătrâni, tineri, toți erau. Bom, dar, dar știi că e de domeniul fantastic lui ce zice. Da, acum, da. da. Și grafări a chemat. Și cred că și ceva dansatori Erbs, curaje, tirau și din, din ăla, așa. Ne <coughs> întreba paznicul ăla, dar voi de ce vă tot duce? Ei, le duce și lui așa, și le, le punea în mașină. măcar scoate părâlea la pe drum. Dar a fost rău. Era... Asta a fost cea mai mare țeapă la care ai participat? Da, da. Țeapă în masă. Toată lumea la țeapă, cred că doar Doc și cu Brugner și la bani. Și rest, Băiatul era acolo, plângea în cur pe un scaun. Și nu, no, ce să fac? Să vă omorâți? Ce să... n no. Și lumea a înțeles, ai, pula mea, ne-am distrat, am băut, ce mai e de băut? Ok, pula mea, hai, avem bani de benzină, hai să mergem, mai țeapă. Dar s-a cântat prima zi de festival, Adică eu am apucat să cânt la festival. La a doua zi știu că era limun pe acolo, pe un public dansa el și restul pe la terase, băutură, chestii, că protocolul era, avea ceva alcool băiatul. Dar după aia am mai băgat cineva muzică și cred că și Vlad Dobrescu venise și zicea, pa, pula, mai vor, păi ce, trebuia să pună ceva seara, zicea, pa, pula, mai pun. S-a dus acolo la Sfera și la băieți, avea o cabană separată, e masă frumos, pătrată, cu o mie de pick ei oricum mergeau acolo la tabăra de scris și probabil le-au combinat cu festul ăsta, cu oia, care l-au țipuit pe ăla, dar aia a fost cea mai mare țeapă. E... Atunci hai să ne întoarcem la parcursul tău artistic. Deci <coughs> ai avut debutul ăla cu alea două piese te-ai enervat, ai, ai da, piesele da. jos. Și după aia am băgat alte piese, ușor, ușor a crescut și le-a plăcut la oameni. Dar nu, -a, -a, ceva s-a pierdut din magie. Și după aia a mai fost o, o bubuială la non-stop. iar cu non stopul și după aia s-a menținut pe linia de plutire și a început să se fută YouTube-ul cu algoritmii, cu toate astea. Cântările cum mergeau? Eu am avut concerte constant, non-stop. Plus Ce că le crezi? aveam eu pe ale mele că scoteam cât un album pan. Ah, ok. Și automat îmi făceam toată toamna, sau că eu așa m-am gândit, că le lucrez vara și le scot toamna. Sau le lucrez iarna și le scot primăvara ca să prind festivaluri. Material nou, vede lumea. Și mergeam oricum în oraș și pe bani și fără bani și le amestecam cu festivalurile ca să fie un fel de turneu mai mare. Și acum pun din nou întrebarea care trebuie, să câștigă bani din muzică în România? Eu câștig, mie e, mi-e decent. Nu sunt milionar, dar nici un angajat la o firmă pe 5.000 de lei. Deci tu în momentul ăsta ai satisfacția personală că faci bani din lucruri care îți place Da, da, mai da. Mai? Bine că le combin cu reclame, cu concerte, cu YouTube, cu Spotify, cu tot felul de chestii. Dar ca la orice meserie, orice combinație, trebuie să-ți meargă capul la combinații. E... O asta cu să-ți meargă capul la combinații se oprește până la un punct. Da. Când apar branduri de asta mare, adică noi în timp ce vorbim acum, ești imagine Pepsi, ești pe da. doza de Pepsi Max. Da. Pepsi Max a ales doi oameni din hip-hop ca să fie pe doza respectivă. Yeah. Exact, tu și Psihotrop. Yeah. Putea să ia doi artisti rock, doi pop, ala doi rapperi. Să... Oricum anul ăsta îl simt Ce un Ce explicație an... ți s-a dat când au venit ăștia de la Pepsi? Bă, vrem să facem Pepsi Max macanache. Nu mi s-a dat. Mi-a zis, uite, avem ideea asta, vrei să te bagi? Și am zis, da, cum să nu. Dar mi se pare că anul ăsta e prolific pentru cultura hip-hop sau urbană, stradală, orice faci. DJ, Eu cred că e unul dintre nu știu ce se fac 50 de ani de echipa oricum anul ăsta. Am Sigur zis. o să fie și la noi, pe 11 august 20 de concerte în București. Sau pe lângă. Am văzut că vine a fura pe la Quantic, pe la noi pe 11-12, nu știu e ceva. Mai e încă unul, mai acolo, un Toată lumea, și în state. Ultimii care nu au nicio treabă cu repu se dau repuri ca să facă și să speculeze aniversarea asta. Momentul. Da. Crezi toți. că mișcarea asta de la Pepsi are legătură și cu faptul că anul ăsta -s 50 de ani de hip-hop? Cred că timing e bun. Dar cred că toată lumea se orientează spre asta. Toate reclamele au un beat trap sau rep, bumbap sau trap. Toate au niște versuri. Totul e cu graffiti. Totul e cu un skater. Un Care DJ... e relația ta cu trapul? Tu fiind un artist de bumbap. Băi, hai să... Ideea e că am mers în paralel și am vrut să-mi vădă filmul meu. De-aia nu m-am futut cum ar veni cu trapul de la început. Și mi-a deranjat Nu mă deranja, mi se părea o treabă care merge paralel cu ce fac eu. N-are nicio treabă cu rapul cum ar veni. Adică nu afectează rapul. Din potrivă. Da, chiar îl ajută. Mai multă lume, mai multe concerte, doar nu o să le ai pe toate, că nu sunt destui artiști de trap. -ul. Acum, cea mai apărut, Da. În ultimii ani, că sunt tot felul de nume. Că în momentul în care nu-i știi pe toți, înseamnă că merge bine. Dacă nu-l știi pe Lil, nu știu care, sau J, M, P, A, v, L, că și au și nume, au și PDF, au și trendul ăsta acum, au și trendul ăsta acum, dă-și deci pun nume ciudate. Nu, acum ăsta cu Vs. Păi ăla e gengul lor acolo, dar sunt alții Lasă care... să vâsă Raul vâsă, bă, deci... Nu, nu ei, au gengul lor, dar... Sunt alții care nu pot să le țin minte numele. Probabil nici n-au făcut ceva foarte notabil deocamdată, dar sunt mulți și dacă sunt și nu-i rețin, înseamnă nu că sunt care fac chestii notabile, adică au cifre incomparabil mai mari și decât mine și decât tine corect, și decât corect. o grămadă. Adică stai așa un pic. Nu, mă refer la ăștia mai mici, care vin. Că vine un val, el constant pe bandă se scoate. Rapperi nu prea mai sunt pe bandă. Sunt ăia care sunt, se mai apucă câțiva câțiva se pierd în Battle MC acolo și după aia își văd de altă treabă. Băi, e foarte periculos asta cu Battle MC, pentru că ai fost și tu Battle MC. Nu, e problema la, la Off the Dome și la scris. Că dacă te antrenezi pe Off the Dome, ești bun pe Off the dome, dar mai varză pe scris, te antrenezi pe scris, ești bun pe scris, dar nu te mai bagi la Battle, că te omoare. Cumva. Tu la Battle ai intrat. Păi da, dar cu aia am început. Cu aia ai început. Cu Off the Dome, toată ziua eram numai pe freestyle. Dă berea și beatbox au bagă un beat și hai să berem. Ce nu. mai sus la battle unde ai ajuns? Uh, nu știu să zic. Am fost uh, atunci în finală cu Psychotrop la ceva Battle on Arena. Da, știu, dar n-ai nimerit cu psihotrop Da. Psychotrop oricine nimerește de da, nu, nu, nu nimerește nu. bine. Nu, oricum uh, pf, gândește că erau 30 de secunde runda. Așa. Asta nu mi-a plăcut în primul rând. Bine, la finală probabil s-a dat un minut când am dat eu cu el, dar la început, la calificări, s-a dat 30 de secunde. Și eu deja scosesem ăsta, sunt eu și în fiecare zi. Da. Și vine o liniuță și nu știu ce, la la la, fi antenă, te fac în fiecare zi că ăsta sunt eu. Ce pula mea să mai zic la chestia aia? Da. Adică, și ăsta e un dezavantaj când ești popular. Nu prea, astea se fac înainte. battle chestiile. Adică nu-l vezi pe de lyrics sau cazi play se bage acum cu battle MC ăștia sau care sunt. Da, dar ei nici că -au... ăștia au toate aturile, sunt underdog, toată lumea vrea să vadă pe ăla cum cade și cum îl omoară ăsta. Da, 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 da. Adică da, da. E, e, tot împotriva ta. Bine, ei nici n-au fost în zona asta de battle. E vorba Păi între dacă n-ai fost, nu mai e cum să te întorci, aia zic. Dacă vrei doc, să doc, începi cu repus, te bagi de la început. Doc, spre exemplu, încă mai participa, deși știa păi toată da, lumea cine păi e. Da. adică da dar participa cu oia care și ei erau cât de cât cineva. Aveau și ei piese, adică sunt nivele. Dar care păr mi se pare o rampă super bună și o chestie de a acumula amintiri și experiență care n-ai cum să o mai ai după aia. Eu să te duci la Battle MC, să faci freestyle. Cel mai mare rapper din lume acum, adică Eminem, de acolo a pornit, da. că s să o lămurim și pe asta. Nu, te privezi de, de o experiență mișto e anturajul la care e, e du acolo, pe scenă, că exact ca nimeni, te duci la baie, te piști, te speli pe față, te caci. deci filmul ăla a fost oricum o inspirație, e mai mi ales mi-aduc aminte, m-am dus cu 2 lei a costat la cinema, la cultura la noi. 2 lei și erau toți pe din cartier, trăgeau la muie, fumau, beau acolo în cinema, ultimul cinematograf. L-au făcut de ăsta, market acum, și-a bătut joc din... Păi, cam asta a fost soarta multor cinema, adică majoritatea de la Și mea. asta, eu m-am bucurat de fiecare pas pe care l-am făcut. M-am bucurat de cluburile de battle-uri, freestyle-uri și nebunii în parc, după aia cluburi cu 10 oameni, 20 de oameni, 50 de oameni, 30 de oameni. Acum dacă mă duc într-un club de 100 de inși, e posibil să-mi iau la muie, să mă înjure lumea, să mai fi 100 de inși afară. Am fost odată la Bacău de Crăciun, erau clubul full, erau vreo 300 ăla, nu mai știu, cam atât în cap acolo, 300. Și strada full. Și toate barurile din oraș full. n avea unde să mănânci, să stai la o masă, nici era tot orașul, toată lumea venise acasă. Și am avut așa, zic, ma... Dacă ajung prea sus, că mă gândesc și la viitor. Nu o să mai pot să mă duc să cânt în expirat, să zicem. Dacă mă duc mai sus, Eminem nu poate veni în expirat. Sau Joy Bada sau nu știu, unul și mai jos Uite, Dar da, aici vorbim și de alte nivele În sensul în care Dar trebuie să Biden ai minte Nu, nu, nu că ar ajunge vreun rapper ca Eminem din România Sau ceva de genul dar Că biogimafia Mafia nu poate să cânte de expirat Nu poate ah. Ia la ei, Ia la ei auzi. Da. Adică Sunt niște chestii, dacă nu le faci atunci Și, atunci și mulți, îți... mulți nu le fac Mulți vor chestia asta, fac un fit cu ăla că e popular, pam, pam, și sar peste niște pași, care de fapt pe păi, se ard singuri cumva. Că dacă faci o piesă cu Connector azi și mâine una cu Deliric, să zicem, și după aia încă una cu ăla, cu ăla, tu deja ai sărit, pare că nu mai ești nou name. Problema este că dacă e... tu nu ești atât de cunoscut ca omul de pe feature, da cealaltă problemă e că automat devine piesa lui. Da, clar. Și atunci te întreb pe tine care a avut ficerul ăla cu Delia. El a fost punct de cotitură în carieră sau nu a fost? Da, super, super mare. Și în punct. ce moment ai, a, a, intervenit la în viața Când am lansat albumul Macadopere, al treilea album, care oricum, nu știu dacă scosesem non-stop sau nu, dar oricum, după primele două albume, era chestia asta și făceam vloguri și mă duceam, făceam pula mea. E, li se luase la oameni de mine. Erai supraexpus? expus Da, eram supra. Scoteam piese în fiecare săptămână, în fiecare concert imediat vlog. Puneam peste tot. Era cam mult. Cine te învățase asta cu vlog? Am avut noi o cameră. Ne-am gândit, cred că Diana, că ea mai bine cu idei. Așa. Cred că ea mi-a zis, wow, dar cred că Ragea avea o cameră, avea un GoPro, i-a dat drumul, zic, mă, pula mea, am emisiunea mea, <gânt> știi? Ah, okay. Și de acolo a plecat Duma. După dar mergea cu logo, adică se uitau oamenii? Și se uitau la început, chiar mi-a crescut pagina de la 30.000 sau cât aveam, 40.000 la 80.000. mă dăm vloguri, piesele le puneam degeaba. Se uita lumea la Caterinca noastră, ce facem noi pe concerte și chestii. Asta zic, nu e mai periculos. Da, și după aia vlogul a murit și mi-a omorât și canalul, că era mai multă expunere. Și piesa cu Delia m-a expus la un public care oricum nu era publicul meu. Ăștia mei doar m-au făcut în gură și m-au înjurat. Adică... Da, Pui și noi am făcut piesă cu Delia da. și am avut problema asta. Dar de ce crezi că s-a întâmplat asta? Eu cred că acum am trecut peste în momentul ăsta. Acum păi poți am piesă peste. cu oricine și nu mai contează. E... Mi, mi se pare foarte tare momentul în care muzica românească în punctul ăsta acum, în 2023, cel mai bun moment al da, mi se pare românc. că nu mai există chestia aia cu te-ai vândut. Pula mea, și dacă s-a vândut, ce pula mea? Și ce? Îmi dă ăla vreun leu de mâncare, îmi dă cineva vreo țigară, în face patul seara, îmi zice vreo vorbă bună, vreun salut. La urmă, urme, ești doar tu cu viața și cu familia ta și trebuie să te combini și dacă ți și place ce faci, ai... Eu nu înțeleg titulatura asta de te-ai vândut. De fapt, ce înseamnă asta cu tăi? E bine? o chestie de haterală. E încă o chestie în plus să te arate cu degetul. Că el nu face nimic și tu ai succes, dar pula mea, parcă ceva nu meriți tu, parcă n-ai făcut destul ca să ai aprobarea lui, că meriți să fii unde ești. Și atunci e chichița asta. Ce dacă face Eminem piesă cu Delia s-a vândut? S-a vândut da. Delia, după aia. Nu. avem corespund, s-a vândut Eminem când a făcut piesă cu Rihanna. Iana, care e și foarte tare aia. Da. Nu, la noi, oricum, suntem o țară de oameni destul de răi așa, și invidioși și geloși. Sărim repede la gâtul uneia care are cu 10 lei mai mult ca noi, sau o mașină mai scumpă un pic, sau un Adidas mai scump, sau mai mulți din în gură. Așa. nu știu, că și eu aveam boală pe oameni care aveau dinți. Pula mea, imediat agățau pizde. La mine asta a fost o mare problemă. Să-mi găsesc și eu pe cineva, știi, o fată. Toată lumea, ultimul boschetear cu dinți în gură, pac, are femeie. Pentru că fata te place. Ai mușchi, ai caterincă, mamă, ce tare ești, dar să moară mama când deschizi gura. Nu poți te prezinti la părinții mei așa. Și cumva Diana a durut un deși păi a zis, bă, mie îmi place de tine, așa, pula mea, cu dinți, cu ochi, fără ochi, fără mâini, pula mea, îmi place de tine, a văzut peste chestia asta. Și mă bucur într-un fel că ne-am întâlnit înainte să am vreun fel de succes. Că mă gândesc acum și la ăștia care au succes și care sunt solo, băieții, cât de greu le e să găsească o fată corectă, cum ar veni. Bă, e, e o discuție în care eu nu vreau să intru. Dar este foarte Dar te ajută foarte mult să ai pe cineva cum am eu pe Diana. Bă, da. Și pentru ei mulți nu au. Și atunci trebuie să apeleze la o casă de discuri, la o, la o, la o, la o. Și depinde de alte chestii. Când Problema... Nu zic că nici, nici, la noi nu e numai miere și lapte, deși este vegani. Adică și noi le combinăm fix ampulii. Crezi că a ajutat foarte mult faptul că Diana acum practic se ocupă de managementul tău? Da, ea spus? e manager, șofer, bucăr? De toate, e, da. Bine, am, Dacă ea și mai fi pasat făcut din atribuții. Dacă ea și-ar fi făcut meseria și n-ar fi avut nicio legătură cu ce faci tu acum, crezi că ar fi mers relație? Cred că ar fi mers, da, dar cred că ar fi fost foarte supărat pe mine și probabil că, nu știu, n-am cum să-mi dau cu părerea, dar cred că ar fi fost aiurea, eu să mă duc să plec în pula mea peste tot de nebun, noi avem și chestia asta de stăm tot timpul împreună. Suntem dependenți unul de altul. Și nu cred că ajungeam până aici fără ea, sincer. Nu mă descurc cu actele, cu chestii. Mă gândesc acum, dacă Doamne ferește s-ar întâmpla ceva, eu oricum îmi fac testamentul de câte ori zbor cu avionul. Îi las mama toate parolele la orice papac să aibă, să știe, de la bancă, de la Instagram, TikTok, la Spotify, toate. Știi că e la Kobe Bryant, nu zboară toată familia deodată și am încep să mă și eu așa, măcar unul din noi să fie acasă. Altă chestie pe care ai făcut-o, out of nowhere, așa, a fost că la un moment dat te-ai apucat de stand-up și te vedeam pe la o, o, o părmaiță. În pandemie, păi doar la stand-up era deschis clubul în pandemie, concerte, canci, nimic și m-am dus cu Dilis cu Gara la băieți, la frații noștri care acum deja sunt frații noștri Mirica, Boxi, Mitran, toată lumea toată nou wave de, care oricum nu e nou, fac de ceva ani băi, asta e, și la băi, e foarte important e ca la rep trebuie să ai street credit da, da, da și acolo oamenii care fac stand-up comedy zic bă, sunt de la început, când am început? a, de-abia cu 8 ani Ho! stai așa un pic Adică dacă vă închipuiți că vă apucați azi de stand-up și... Peste două luni rupeți tot. Și peste două luni rupe tot. și nu. apropo de Mirica, am mai povestit asta, eram, avusese Mirica la de Full și eram afară, stăteam la țigară, ne râdeam și a venit un băiat, el ne știind că eu nu mai sunt la Radio Gherila, ținând -mi minte că eram la Radio Gherila, a venit și mi-a zis, am terminat și eu o piesă, cum să fac să intre pe radio. <laughs> și am zis, man, pune-mă pune, -o, pune -o <laughs> Ai făcut o piesă, mai fânc cu 100. Da, da, da. Asta e cea mai frecventă întrebare. Am o piesă, dar mulți nici măcar nu-ți trimit piesa înregistrată, îți trimit versurile. O să da, 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 ce da, zici de da. asta? Da. Cum e asta? Okay. Da. Man, dă-le dracu de versuri, adică doamne frește, nu, nu le da dracu de versuri, dar muzică înseamnă nu înseamnă numai versuri. Da. Plus că nu e pentru toată lumea. Cred că mulți dacă ar ajunge în locul meu aici, nu le-ar conveni. <laughs> că e și stres. În locul tău aici unde, unde da, ești tu uite, acum. să zicem, pune-te în Am încercat să mă pun așa în locul lui Dorian Popa. Cât stres e pe capul lui. Mamă, da. Că toată acum. lumea îl înjură și are boală pe el și e gelos pe el, că mamă, ce succes are, ce nu știu. Da. Dar dacă te pui în locul lui, nu cred că am putea să nu. trăim o săptămână. Dar tu știi că eu sunt unul dintre cei mai mari avocați al lui Dorian Popa, da. tot timpul în am avut discuție prostit. cu cineva și mă gândeam, zic, bă, nu cred că e, pentru, nu cred că o să ți placă. Nu cred că o să te distrezi, că nu e vorba doar de distracție, femei, concerte și mai scrii tu o piesă când vrei tu că merge. La un moment dat e stres să scrii o piesă și n-ai inspirație. La un moment dat nu te cheamă nimeni la concerte. La un moment dat ai impresia că trebuie să-ți iei un job normal ca toată lumea. E... Eu am avut job normal A. ca toată lumea. Adică nu e... La un moment dat, deși părea că merge nu. și puteam să fac asta... După succes, ai ajuns... Ed Sheeran și după aia te bagi la Mac. Adică ce văd ei e doar partea frumoasă. Partea nasoală nu le spune nimeni. Și care e partea nasoală? Care sunt cele mai nasoale lucruri atunci când sunt nasoale din partea asta, din, 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 din statutul de artist? Că despre asta e vorba de fapt. Păi e stresul constant că nu știi cât mai ține, Asta e o chestie așa, poate mai când două luni, ți -e e frică, după aia nu mai mă vrea nimeni. Ți-e frică că nu o să mai fi relevant? Da, eu trăiesc cu frica asta constant. E, Ai cum, simțit? Ce facem noi ca simț... să mai avem următorul concert? Care să vorbesc cu oamenii, să promovez o piesă nouă și după aia și pe net, la fel să punem ceva ca să îi menținem pe oameni interesanți. Uh, am lucrat cu o grămadă de cameramani, cu studiouri, cu nu știu ce, care nu mă pot baza. N-am studioul meu, n-am cameramanul meu, n-am sunetistul meu, n-am omul meu la aia. Am un DJ, doamne aișta, pe fratele meu, Gara, care e cu mine. L-am găsit pe dementul care mă la dublaj, care și asta e, e o crimă. Adică e, e foarte greu să găsești pe cineva pe care te poți baza că e acolo cu tine și ți-are spatele. Nu știu, la trap, la astea, poate o fi mai simplu. Că am văzut că e cu pozitiv. poți să ții un concert solo. Dar la noi sunt niște chestii, Sunt o oră de show nu e... Nu e... Spre exemplu, la tine nu există să cânți pe pozitiv? Nu, prea nu, nu. Mai lăsăm adliburi, mai lăsat la un moment dat când cântam singur și nu aveam om de dublaj, mai lăsam reflenele. Lăsam refrenele să cânte, asta mai respirăm. Asta cu adliburi sau voci de context, asta nici nu e... Nici nu e da, dar îmi place să fie re, cât mai rău. Să fie beat și vocea mea și oricum e unicată. Așa mi se pare că mereu e la fel cumva. Având piesa pe spate. Și așa mereu e. O, gher, o urci versurile, te împiedici, cade curentul, nu știu, adică mi se pare mult mai, mai live actul de a cânta fără pozitiv, să cânți doar pe negativ și sper, și asta iară mi se pare că mulți de la noi care cântă trap se privează de, de chestia asta mișto, de a cânta live, să zici ceva doar tu fără pombit și să vezi reacția sinceră a oamenilor, știi? Chit că e cu autotun, fără autotun, care și asta mi se pare o păcăleală cu autotunul. Că nu e vocea ta, de fapt. E un alt ego care l a inventat. Și după aia cobori după scenă și vorbești cu lumea cu vocea ta și sunt, bă, dar nu mai... E Știi? Da, ai avut momente în care... Adică ai... eu m-am gândit la asta și la început, înainte să scriu prima piesă. Să fie vocea mea așa de că cum ea, bună, rea, cu îi place bine, să nu-mi pun machiaj, uite cum e Carla's Dream sau așa, să nu fac chestii de-astea, să cânt pe... din gât așa, să mă așa, că după aia va trebui să cânt așa toată viața. Ei blestem ăsta cu tine, automat. Și... vorles a avut problema asta. Da, de și am încercat de... să vin cât mai... așa sunt, așa o dau. Că dacă orice vine peste, ca să-i păcălesc, că să ai elementul surpriză, o să ți-o dai singur, ți singur știi? Îți faci rău ție singur, îți complici viața. Latina a fost o evoluție a statului pe scenă, pentru că a avut o perioadă în care, și zic asta cu tot respectul și cu toată sinceritatea, a avut o perioadă în care am venit la tine la concert, bă, nu erau cele mai strălucite. No, nu, 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 era doar hype. Era lumea hype pe mine, atâta. Puteam să zic, labă, 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 muie, muie, pis de pis de pis, de, lumea era, uuuu, oh! <laughs> Adică, da. că e, Cred că mulți s-au îndrăgostit de mine ca și personaj, cum ar veni. Nu de ce, când, de ce. Zic că poate sunt oameni care, uite, a zis un nume de poet în piesă, a dat un sfat, a făcut nu știu ce. Acum e la modul că încerc să nici nu. să fiu. să-mi placă mie, aia vreau să fac. În sfârșit am și sound-ul care îl vroiam din 2015, după 10 ani. De fapt, nu 10 ani, după 10 albume. După 2015, 8 ani. După 8 ani am exact ce vreau și știu de unde să le iau și se poate face și sunt mai mulți oameni care fac. Și sound și biturile și eu sunt mai coerent, sunt mai evoluat, mai profesionist, mult mai bun în ce fac. E un, e un level up. Și am devenit și eu mult mai. Uh, înainte mă urcam, deja terminam două sticle de rom înainte să ajung la club. Eram pe scenă, pula mea, freestyle. E jumătate de show, freestyle. Hai, mai cât o piesă, ce mai cât, ce mai... Ok, pe o cât. Și asta pe mulți ani depărtat de mine. Eu, pula mea, vin la bețivul ăsta. Dar poți să înțelegi de ce. Da, 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 clar, clar. Nu, și am, când am făcut primul show, trăiaz cum ar veni, pe apă, tot timpul la mea așa le fac Adică eu eram super hype doar de la energia de la oameni de acolo și vocea totul calculat, pașii calculați, știam când intră piesa, înainte să intre piesa, când se termină, Ce, eram stăpân pe o situație super bine și mi-a plăcut asta. Și acum doar mai bag un pahar sau ceva ca să mai îndea o, o harneală, o mangleală să, știi, să mă get down a bit, cum ar veni. Să nu fiu nici trezi că poate e prea crispant pentru, unii oameni din public care sunt super euforici, sunt deja la 10 beri. După ce ai scos piesa cu Delia, ce simți că se schimbă în afară de hăitărismul ăsta pe care l-ai primit din partea băieților adevărați? Reclame, cred că de atunci au început să vină mai multe reclame, branduri care vreau să colaboreze cu mine și niște premii, niște numere la mine pe pagină, pe Instagram, pe Facebook, pe... adică am crescut eu ca artist în digital și probabil adică primii care au venit la mine să-mi zică după piesa cu Delia mi-a zis, tu nu ești ăla de cântă cu Delia nu știa cum mă cheamă, dar măcar ăla, știi? Adică s-a dus în locuri în care n-aș fi putut să Ideea ajung de singura, de atât la de, cine de a venit? De la tine sau de la ea? De la ea. Asta e tare la Delia mă, da. care deschiderea asta. Oricum, după ce mi-am trimis piesa asta am stat și am studiat și am văzut că ei place zona asta. Adică piesa cu UDI-aia mi se pare demențială. Piesa cu Chila, cu Nani, cu toată lumea. E, are ea un simț știi? și mă bucur că face asta, că nu multă lume face asta. Adică... Și oricum prin aia treceam. Prin duma asta. Hai rămâi cu măta. Eu cu Diana dormeam cu mama la mine în garsonieră, ea era la București, la facultate cu niște colegi de apartament și stăteam mai mult la mine, ne înghesuiam, vreau și noi spațiul nostru, ea trăgea de mine să ne mutăm. Eu eram, vreau să stau cu familia acum că sunt cât de cât bine, știi, să fiu aici cu ei, că oricum nu o să mai pot să stau mult cu ei. Odată ce am și asta, iar altă chestie. De mama stă în Berceni, eu stau pe militari, dar <fio> foarte rar ajung la ei. Adică îți drăpește chestia asta. Înainte eram săraci, dar eram tot timpul împreună. Acum nu mai suntem săraci, dar ne lipsește cel mai prețios lucru. Să știi. asta, apropo de oameni care nu știu ce așteaptă când vin în lumea asta. Ești tot timpul. Ei cred că e mai ușor că la un job care de la 9 la 5, dar tu de fapt muncești 24 cu 7. Când doar te gândești la piese, la clipuri, la idei, la show-uri, la combinații, la de unde iau bituri, ce cameraman, ce aia, n-am lumină, n-am aia. Mie când vine și mai zici de... și asta. Da, da, da. Când nu ți iese, îți mănâncă sufletul. Da, da, nu. Sau să bagi bani în ceva și să nu ți iasă nici măcar 5% ce ai vrut tu și fără bani să iasă mult mai aproape. Și plus că e și chestia. De la piesă la piesă, cu cât ai mai mult succes, lumea uh, își cere mai mulți bani. La început biturile erau gratis, dădeam eu câte 50 de lei, 100 de lei, că nu putea să fie gratis, de fapt. După aia 200, 300, 400, 100 de euro, 200 de euro. E... Clipurile la fel. Mamă, ce aș vrea să lucrez cu tine, sunt la început, sunt fotograf, vreau să fac primul clip. După aia a ajuns mare cameraman. După aia încă unul, încă unul. Eu mereu am căutat oameni noi. Fotografi, cameramani, beatmakeri. Că nu pot să merg pe aceeași. Că ei o să-mi ceară automat mai mulți bani, că ei cred că am eu mai mulți bani. Dar n-am. Și toți banii bag în asta, înapoi. Adică... Și nici nu sunt așa mulți bani, sunt fix cât am eu nevoie. Nu vreau mai mult. Conflictul la ultra stupid pe care eu nu l-am înțeles cu Watcher, ți-am scos trebuie yeah, să trebuie yeah. să vorbim și cu ăsta. A venit out of nowhere, am văzut postarea, am văzut că și să niște oameni din lista, în am stat, m-am uitat. Șarpele macana cu clopoței. <laughs> Șarpele macana e cu clopoței, ok, bine. Uh, nu în perioada aia, stați un pic, ca să înțelegeți și setup-ul sentimental, emoțional dintre noi. Nu în perioada aia l-am simțit eu pe Macarachie că s-a depărtat așa un pic. Nu că eram tensionați, adică nu aveam nimic cu unul cu unul, dar nu mai aveam nicio treabă. Păi probabil nu mai ne învârteam în aceeași nebunie. Un Acum pânz, ne apropiem da, 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 da. pentru că și mergem iar la aceleași evenimente, ne întâlnim des. Adică am tovarăși, ieri m-am văzut un tovarăș de 15 ani. Ce să-i zic? Salut, salut! Am băut două peri și am, am plecat, știi? Când, când te apropie mai mult decât cunoștința cred că se leagă și mai mult de uh, o amiciție cum ar veni. Cu alte cuvinte nerăcise mă un pic. Da, poate da, că da. era un pic tensionat așa și era... Nu, timpul... eu așa am simțit-o și eu. Salut, salut, până ziua mintea, felicitări pentru ce faci, probabil era la fel și... Da, 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 da. Și cu toate astea m-a deranjat rantul băiatului ăla așa, adică simțeam că e ceva, nu puteam să pun mâna pe... nu puteam să pun punctul pe ei și... Ce m-a deranjat și mai tare? M-ai deranjat tu atunci, că ai răspuns. <laughs> și ți-am da, și zis. Da, cred aia. că mi-ai și scris, da. Da, ți am și, da, ți -am <laughs> și scris zic Nu, eu m-am gândit că la orice chestie, dacă nu răspunzi, automat lumea îi dă dreptate celui care te atacă. Nu e bus neapărat. Nu e mereu, așa. știu. Dar nu e așa. eu așa am simțit-o atunci. Era și, cred că și în pandemie, ceva de genul nu mai știu exact, stăteam în casă și eram, toată lumea mă înjura și primeam mesaje, amenințări și căcaturi și ești terminat, și dar fără să audă nimic din partea mea. Ei au venit, nu mă știe nici pe mine, nici pe el, da. dar îi dă dreptate lui, automat. Și oameni care erau... Pentru că e singurul care a din un number one să mi dau viața pentru tine. Păi dacă ești cu adevărat fan sau ai venit măcar la un concert sau ai vorbit măcar o dată cu mine, ceva nu ți-ar fi dat bine acolo din Toată povestea aia care a zis -o el. E... Eu am fost într-o poziție, de fapt nu într-una, mai multe, am, am fost de ori într-o poziție în care trebuia să-mi dau dreptul la replică, dar ți-am zis și ți-am explicat care e politica mea cu nu negociez cu teroriști. Da, știi? da, da. Și nu am dat dreptul la replică pentru că eu oricum am zis ce am avut de zis. Da, da, da. Și ulterior, păi, mai sunt și pe principiul să că te bagi în albie, te mănâncă porcii. Da, acum dacă mă întrebe acum, n-aș fi făcut clipul ăla să stau să răspund, să îmi bat capul pentru chestia asta, că doar a, a alimentat focul, doar a pus a mai multă benzină focul, pe foc. Exact cum spuneam, te-ai băgat în albie. Da, n avea sens. Mie mi s-a părut că a zis niște minciuni așa enumerate după foaie și a trebuit să le răspund cumva la fiecare care era doar răspunsul meu împotriva lui, care lumea oricum nu știa adevărul, că n-a cu noi, n-a trăit cu noi. Nu... Exact. Mizeria cea mai mare a fost că dacă astea au fost niște tensiuni de astea interne între băieți, pe băiețeală, pe șmecherie, putea să-ți dau un telefon să-ți da, zică care o pun. Nu știu. Eu nu văd sensul la... Nicio toată văzut treaba asta. Să. Că el chiar m-a sunat, eram pe drum, nu știu de unde, pula mea pe autostradă, că domne, că nu știu ce a început discuția prietenosă și după aia s-a dus că i-am furat eu nu știu ce, deodată. Și de acolo am simțit că el oricum cumva pregătește teren pentru ceva, dar m-a durat în pulă. Era. Dar mă gândesc că e și faptul că eu mergeam zilnic la studio, el mă refuza deja, am ajuns să stau în fața la studio pe bune. Că n-avea cine să sune să facă programare la studio înaintea mea. Te sun de acolo în urmă. Când A. ești liber? Pe 4 august 2028. Bine, vin. N-ai ce să mai zici, știi? Și era... Era și o sursă de venit pentru el, adică eram un client, că el de la primele noastre relații, eu am fost clientul. Era și mai zis, sunt cu un client aici, pula mea. Cu aia ne știm din 2000, pula mea. Și cred că faptul că mergeam la studio, făceam și el vedea că eu nu-l iau cu mine sau ceva, ca DJ, ca pula mea, că nu știu ce vrea el, mai multe fituri. Chiar am făcut câteva fituri cu el, adică ce vrei mai mult? N-am, dacă îmi cer mai mulți bani pe piese și eu nu-mi permit, nu o să merg, o să Ca mă duc și s-ar supăra doamna de aici de la alimentară că ți-a vândut o ciocolată, dar noi la concert, adică... A, a fost o chestie asta grea. a fost relația comercială. Da, nu zic, poate ar fi vrut el să facă ce a zis el, tra balcanic. Dar de ce nu l-a făcut? Asta m-am întrebat și eu. Unu. Ideea e că eu am venit cu Siberia cu două albume, unul care l-am făcut 10 piese și am mai făcut unul după ce am fost eu în Anglia și uh, am văzut cum a reacționat lumea la subcarpați. Și am zis, o să fac un album mai de bodegă, mai cu lăut, sample de lăutărească și folclor, dar bumbap, ca să-l am pentru Anglia, Sarmale Audio, așa le-am zis. Să fie pentru Anglia. Și el a văzut biturile alea că tot veneam unul câte unul, câte unul, câte unul, câte unul. Și probabil s-a alimentat și de-aia mă și refuza să vin la studio ca să nu termin albumul. Că albumul oricum nu l-am terminat acolo. Făcut jumate, deși l-am plătit integral. am dat banii dinainte să mă apuc de prima piesă. Și m-am dus la Nucrica să termin, care oricum Albumele alea două sunt niște labe care sună, <gântu -i> sunt un experiment total. Nu și... ești mulțumit de ele? Nu, nu. Nu. Și care oricum era o și mea și a lui Siberia, că stăteam la el toată ziua, făceam bituri, pai ce mai face, face mai, a, face mai. A. Uite, iară tot eu am mai fost un punct de bubuială, apropo de astea. Cu, cu sample-ul ăla mai lăutăresc, nu mai știu. Tot Siberia, cred că l-a făcut. Dar alea au fost degeaba Albumele alea nu le-am lansat niciodată A venit pandemia -a... Pula mea m-a apucat iar de un alt album Am făcut trei albume în anul ăla Am mai făcut un album de 20 de piese la Lucian, Care am murit ca la toru Sau pe drumul matrițele Nici la alea nu vrea să-mi dea matrițele Nu vrea să-mi dea proiectele vrea... De eu le-am plătit ce pula mea Adică ce bani mai mulți vrei La alții le luai mai mulți bani e... Mie să-mi dea proiectele Și n-am treabă cu el E munca mea, e banii mei E și munca lui, de el e plătit. Dacă te duci la service, ce pula mea? Ți-o prăște ăla, janțele, janțele, Te duci la service, schimbă cauciucurile, ți le dă pe înapoi, e, 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 e un serviciu. Când crede el că uh, eu n-am fost prieten cu el, e treaba lui. Dar el a avut o discuție sinceră cu tine, directă. Bă, vreau să vin și eu cu tine pe la cânte. Nu, nu, niciodată, de? nu. Mi-a zis fi... am piesa asta, uite, are Nelly piesa asta, te baci pe ea, te baci pe aia, pe nu știu ce. La un moment dat mi-a cerut niște numere de la festivaluri, de la alea, să meargă să cânte, i-am dat, i-am pus la mea, chiar a plecat și el în niște turnee. Dar dacă ești bun pe chestia asta, pe rapul ăsta, să stai să-l faci așa ca mine, cum zice el că e, trebuia deja să ai vreo două, două, trei albume scoase. Adică nu era o problemă că fac și eu. Fă și tu mai bine ca mine, că nu e... Știi ce zic? E loc sub soare pentru toată fă, lumea. Fă, frate, și pula ta. Ce vrei tu? Cât vrei tu? E... Numai Dar nu mă fă. Da, așa să vorbim, toată lumea poate să arunce căcat să zic o mie de chestii. Exact. E... Și de asta nu negociez eu cu teroriștii. Da. și exact asta ți-am scris atunci. Bă, nu trebuia să răspund. Da, mie, eu am mai multe chestii sens. nasoale, chiar mă oamenii pe la bloc, adică. și nu mi -era de mine, mi-era de Diana, adică aiurea. Pentru ce? Te urmăreau oamenii pe la bloc alimentați de postările alea? Da, oameni care cumva furioși, ori fan de mei furioși pe mine, că cum am putut să fiu așa, să fac așa ceva, ori fan de -ai lui, care probabil majoritatea sunt fan de la mine. Așa că eu prima oară l-am prezentat lumii lui, păi ăsta sunt eu, cine a pierdut piesa? Băiatul ăsta. Ia uite, următoarea, tot la el, tot la el. Adică da. fanii lui cumva sunt fanii mei care s-au mutat și la un băgat în familia noastră, familia Macanache. Că după aia și-a făcut el treaba lui fanii lui și unii dintre ei s-au simțit că trebuie să ia atitudine sau nu știu, sau poate era și paranoia din capul meu, că mi se pare mie că spartă la oglinda în lift și ne așteaptă scară sau mașinile alea dubioase în fața blocului o dată la două, trei zile, adică... Aceeași mașină. Cam aceeași, că dubioase, da. Adică e o stare așa de disconfort din nimic. Ce pula mea nu putea să sune să vorbim și dacă sunam, sigur, mă registra mesajele, le-am registrat. Eu am dat mesaj, zic, bă, nu mai pula mea, ci ce... În fine, nu mai are niciun sens. A trecut, eu și nu mai vreau să vorbesc. Treaba lui să-și vadă mult succes, să ajungă cel mai care artist pe planetă. Bani, milioane, tot ce vrea, avioane, să aur. Să da dă Dumnezeu la toată lumea să, să obțină ce aibă pe toate, nu e treaba mea. Dar a fost un moment care, pentru mine, a fost un moment greu. A fost un moment stresant, gratuit. Ca să ce? Că până la urmă nu s-a întâmplat nimic. Eu idee am pe bandă rulantă, nu am timp să le fac. Muzică fac, concerte am, bani am, succes am, fac același lucru. Doar că nu îl mai fac cu el, că el a decis să facă o manevră. E... Puteam la fel de bine să fiu tot la el la studio, să facem mai multe albume. E... Și atunci, având parcursul ăsta foarte sinuos așa, ba sus, ba jos, ba colaborări cu Delia, ba aia cu Viorica și Ioniță din E yeah, yeah. care aia n-a avut impactul pe care ți l-ai fi dorit. <laughs> Cred că nici eu n-am mers mai mult spre ei și nici ei mai mult spre mine. A fost undeva la mijloc un experiment cumva. Dar dacă aș fi adus eu mai mult spre zona mea, să fac o piesă macanache cu uh, Viorica care bagă ceva rep cum îmi imaginez eu, un Erika Badu sau un Loren Hill sau nu știu, știi, să fac o dumă mai spre mine. Viorica să sim... mă... Erika Badu, Lore Hill. Asta vei tu, asta... Ceva în te... cap, da, tu... pe acolo, nu știu. Ai zis tu, S ai avut tu discuția uh... cu Viorica din Glejan. Doamna nu, Viorica, Nu cred că ai zis, de -aia am arătat Missy Elliot, am arătat multe artiste care, na, MC, care îmi plac mie și Așa. să se inspire, să vadă cam. Unde găsim o cale de mijloc. Dar nici eu nu m-am dus mai mult spre partea lor. Care oricum ei aveau un plan cumva să facă un spectacol întreg cu mine, nu doar o piesă. Dar a picat. S-au luat și ei cu ale lor și eu cu ale mele. Și piesa n-a bubuit cum v-ați fi aștepta? Că de fapt dacă... A fost o piesă ok. După aia a apărut Trapanele. Adică... Așa, da. Tot a fost în lumea acolo. E... Nu știu, e... Eu le fac, ei sunt niște oameni foarte buni, toți cu care am colaborat. Îmi place să-i cunosc, să stăm de vorbă, să ne știm, bem ceva, mâncăm ceva. E ziua cu Ivan, am întâlnit la o nuntă, la un botez, la o... să creez o conexiune, știi? Și am memoria aia frumoasă, când am stat noi la studio, cu Lucian, cu Berile, cu ăla, mamă, ne-am chinuit să trage refrenul, îmi scrie versurile, aia. eu o amintire superbă, e ca un tatuaj mișto. Și cu Delia la fel, când m-am întâlnit prima oară cu Delia, a venit nu mai știu ziua cu era, cântam în centru vechi și ea fiind pe la vintage a venit acolo, cântă macanache să-l văd și eu pe ăsta ce da. și eu am stat toată seara la povești, frate, ne-am distrat, brigada toată lumea, am adormit cu capul în tort era joacuiva, am căzut cu capul în tort acolo Adelia așa e, mă, nu venea și pe la noi pe la da, culturi da. nu înțelegea nimeni nimic da, adică sunt niște oameni genuai, nu sunt niște uh, colaborări fabricate cumva, sunt niște chestii care au venit natural. Și cu băieții, cu Rava, când am auzit refrenul ăla și să-i dea Dumnezeu sănătate Luca, că el s-a gândit, m-a da, da, da. sunat, bă, uite, am piesa asta, te bagi, nu te bagi? Zic, bă, pula mea, numai că mi-a dat cu pace omul ăla într-un refren, da. o fac cu cea mai mare dragoste. Da. Și pe aia ne-am cunoscut mai bine. Și e foarte mișto că voi începând cam în aceeași perioadă și tu și Shatra Benz, acum ați ajuns să lucrați împreună. Da, da, cred că piesa aia aia a fost înseamnă foarte mult aia cimitir da. ca și colaborare cred că trebuia făcută mai devreme dar e așa are toate au un loc special nici nu pot să le cataloghez Păi și atunci dacă ar fi să faci un best of Macanache, cele mai bune 5 piese ar trebui să scoți vinil acum și nu ți intră decât 5 piese pe vinil da. trebuie să faci păi ar best -of. trebui neapărat șeful ar trebui ăsta sunt eu non-stop sufletul și... și, mai una. Nu mai știu. Păi, aș nu știu care sunt multe, dar astea fără astea aproape că nu pot să fac un concert. Restul mai mă joc cu ele. Nu se sperie faptul că ai menționat piese mai vechi acum? Ba da. da. Și Bucare stai e tare, dar nu-mi place nu sunt foarte mulțumit de instrumentalul ăla, de aia o și când pe alt instrumental. Când am făcut albumul, aveam piesa trasă pe un alt beat, pe care am mai făcut încă 5 piese, ăla de la Original Flavors cu Jay-Z. Eu o dată, Can I get open, you know it, style. și nu no stop to pe beatul ăla ai făcut, și el și original, și ghinion, că... Colaborări ai refuzat? Am refuzat, da, am mai refuzat colaborări. Din ce motiv? nu-mi place piesa, nici nu mă știu cu omul, a venit așa o propunere și măcar de-mi plăcea piesa sau ideea sau mesajul sau ceva să mă prindă, să mă agați. Că bani nu iau, să iau bani pe fituri. Ba, asta mi se pare o tâmpenie. Da, noi. mă gândesc că uite, am făcut o piesă pentru Pepsi, așa da. Lor îmi permis să le cer bani pe da. câte strofe vreți, refren, despre ce vrei o temă anume, vrei... Dar asta e altă lume, alt business. Asta mă, făcutul de muzică pe brief, da, sau să talent. faci o piesă pentru un film special. Da. Acolo se pot cere bani, da? Așa, pe colaborări, pe... Și că stai în state, ăla ia un milion pe fit, ăla ia... Aia e vorba de casele de discuri, că n-ajunge la artistă buznar banii. E... El are avansul la care i l-a dat și trebuie să-l dea înapoi. Probabil, nu știu cum e, n-am semnat niciodată cu nicio casă de discuri, dacă cine a semnat, și știe să le zică și la alții ca să nu mai pună atâtea întrebări. Și atunci cum te vezi tu peste 10 ani? Macanache peste 10 ani. Carachim? Oho! Uh Cum e Kere sau Big Daddy Kane chiar peste 23 de ani. O Big Daddy Kane este ceva... Da, dar mi am impresia că doar generația, prima generație, gen mafia, paraziții la familia, se pot bucura de longevitatea asta și toată generația lor. Pentru că noi, nu știu exact, în repu pare că e infinit și hip hop și că se duce la infinit, poți să faci și la 80 de ani, e un microfon, yo, grempa mac, aici la mea. frac, fac la... Dar nu știi niciodată. Poate li se ia la oameni, poate, nu știu. De la ce artiști din România ai cele mai mari așteptări în momentul ăsta? N-am de la nimeni, am de la toată lumea. Să facă să iasă muzică, film, teatru, cât mai mult, tablouri, pictură, concursuri de dans, de breakdance, mai mult graffiti, mai mult gimnaști, mai mult orice. Parcă ne nu ne mai place să muncim, așa o simt. Vrem succesul ușor, ca la. toată lumea vrea să fie influencer acum. Da? Cred că ăsta titlul. Toată lumea vrea să fie influencer. Acum. Nu, 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 ăsta cu nu să muncească mai, mai mult. De... Să muncească mai mult. Da. Nu Muncezi mai vrea și... mult, toată lumea vrea să fie influență. Am devenit niște manglitori și niște vishmaker toți așa. Toți credem că doar din papagalii fraieri în palții, dar toți ceilalți ashmaker și caută să se fraierească pe tine, adică da, da, da. cine pe cine fraierește de fapt. pune mâna, fă ceva, că și, da, mie și dacă nu merge cu muzica oricum, am planuri și de când m am apucat, eu vreau să reușesc în mai multe părți repu a prins și repu mă pe și mă, mești. mă pricep și mă prinde. Dar aș vrea să fac și filme, vreau să fac și teatru, vreau să fac multe. M-am apucat acum, de când am murit tata, m-am apucat de pictat. M-am apucat să fac portrete. Mi-era frică să fac grafiti, Că mie nu-mi plac literele. De-aia mă bucur de calator, Pot scriu pe calculator și după aia le transcriu. Dacă nu-mi o literă undeva, în bapul la ne arunc. Și acum am început să fac lettering, grafiti frumos. M-am apucat, pictez în ulei. E fac treabă. adică am depășit ce pula mea de ce mi-era frică adică pula mea iau o pensulă piu, piu, fă asta fiecare zi două ore și vorbim în 10 ani. Dacă știu să pictez sau nu întrebarea pe care o pun acum înainte spargem jazzul e foarte simplu. Și e cu da sau nu. Tu în momentul ăsta îți dorești de pe scenă să cobori în mormânt. Uh -uh. Ăsta e planul tău. Nu. No. Nu, asta e uh, o pasiune. Vreau sí. să văd că crește chestia asta și să știu că eu am ajutat destul de mult la chestia asta. La, nu la rep. Când zici chestia asta, la ce trebuie? La hip-hop. Să ajut să crească hip hop să unesc oamenii între ei, să fie mai înțelegători. Și așa sunt 50 de inci toți și toți cu clica lor de Înțeleg că aseara... sunt, sunt conflicte mai vechi între oameni care nu alea nu se pot rezolva, dar până la urmă și Jezi cu Fat Joe s-au împăcat. După ce problemele s-au împușcat sau ce au făcut ei, acum fac bani împreună și sunt fericiți. Nu știu dacă ar fi cazul să povestesc chestia asta, dar o povestesc, că e foarte relevant. <laughs> yeah, yeah. Am fost aseară la ziua lui Robeon o fantastică. Yeah. Dacă se făcea o poză acolo la un moment dat... <laughs> Era jale și se dădeau tagurile aferente, era ceva, băi, e genul de moment pe care nu prea poți să-l povestești, că nu te crede nimeni. Nu te crede, da, mă, dar erai bad, sigur, era, nu mai era pe acolo și Napoleon Bonaparte, Stalin, da, tău, da, băieții. da, exact. Numai Stalin nu lipsea. Bă, nu, era foarte multă lume, cânta Extraordinar a fost a ținut neapărat A Romeo. cântat geaba la oaia, periculos Nu, a ținut Romeo neapărat Să fie lăutărească veche cântată la rece Și a venit frate wow. Sorin necunoscutul cu trupa Cu Sandor la țambal Băi, a fost ceva, deci un display de Coaie yeah. și muzică De n-am văzut de multă vreme așa ceva băsă. adică am fost la Pantera Și mi-a plăcut la fel de mult Ca la Pantera văzut yeah. după Sandor la țambal Ești Poate chiar că... mai mult că îi simți îi simți mai, mai bine pe ai noștri aici. Mă uitam în dreapta mea, Mr. Juve, bă, nu, deci, nu exagerez da. cu nimic. Mr. Juve limbau un câine pe gazon ca să-l liniștească să nu mai latre la lăutare. Că era haos, da. Așa. În partea cealaltă era Nec, băiatul ăsta de la Nec Studios, care este printre cele mai mari studiuri de producție de mare. Cea mai mare de șmecherie Nec. după YouTube. O să dau niște nume acum care pentru oameni din cultura underground și o să clar o să mă consider un cocar, dar nu mă interesează. În spate era Ninel de la Brăila, yeah. care este omul care l-a descoperit și l-a vândut și l-a marketat pentru prima dată pe Adrian Copilul Minune, mințindu-l pe producător. Adrian avea 24 de ani și mințindu-l pe producător că el cântă atât de bine și are doar 10 ani. Wow. Yeah. Bă, deci niște chestii de astea uh, plus niște lăutari foarte bătrâni pe care nu-i mai vezi cântând. N-ai unde să-i vezi. N-ai unde, da. N-ai unde să-i vezi. Era și fratele meu Simion Bogdan Mihai. Era băiatul ăsta Lucian care e de pe Taraf TV care mi îmi place. Adunat toată crema. Da. Aia lor, lumea lor. Bă, dar ce am observat acolo? Eu Deși... m-aș fi bucurat și eu acolo, cred eu. <playthrough> Îmi place oricum muzica la o tărească, e, pf, a fost e extrem. la cor, e Psicho la, a fost la suflet. E... Psiho a fost cu mine. Și yeah. pe masă era la modul cel mai serios, printre friturile alea de berbec și ce era acolo, că s-a și mâncat foarte bine, erau și dozele astea de Pepsi cu tine și cu Psiho yeah. Și mi se părea suprarealist tot. Eram și cu Simeon, Bogdan, Mihai, mai erau și niște oameni de ăștia, pe unii cunoșteam, pe unii nu-i cunoșteam, toată lumea avea legătură cu muzică. Au mai fost niște oameni, dar nu o să le menționez numele că prea e name dropping-ul foarte, foarte mare, dar, -drop. ce am buh, buh. dar ce am observat erau trei generații de lăutari. Patru generații de lăutari. Super! În același loc. Băi, ierarhia era atât de clară. Respectul. Și, și respectul îți dădeai seama exact cum funcționează și erau artiști din manele de-astea moderne și manele comerciale care sunt băi, concurența e la sânge da. n-am auzit pe niciunul să vorbească că cazul da. nu, la noi s-a mai pierdut și din respect s-a pierdut foarte mult și a venit psihotrop și mi-a zis, bă, dacă în underground ar fi genul ăsta de respect, respect de, de la respect, respect prea totul și am mai înțeles o chestie, aseară o, și -a, bă, asta a fost o chestie de subtext, vorbim cu cu Ninel de la Brăila, care este un geniu al viorii și a reinventat vioara și interpretatul la vioară. Mare atenție, fiind conservatorist, adică stai că nu vorbim prostii. Și mi-a explicat și niște chestii de tehnică și de armonică și de armonie. Dai că nu e glumă în ei. ce facem noi cu repu cu trei versuri, patru versuri. Oamenii ăia acolo, Acolo critică să mm. iei vioara sau să i un țambal. A o avut ceva. o dragă teorie foarte bine susținută uh, din punct de vedere teoretic al importanței și mi-a plăcut foarte mult expresia pe care a folosit-o din el, al importanței păturii armonice de la piesă. Pătura armonică. Pătura adică, Despre ce vorbim? La acoperământul, pătura armonică, hai, hai așa. Băi, și el a să-mi explice care e diferența dintre manele, da, uh, cum așa alea și cum background-ul lor că le-a văzut pe toate, da, ele le -a pe, pe toate. și muzica lăutărească și astea și mi-am dat seama așa băi, artiștii ăștia de manele de acum au ca background, ei au un background ei au pedigriul lor ăsta pe care nu l-au trăit dar vin pedigriul lor cultural e muzica lăutărească da. și mi-am dat seama, muzica urbană de la noi n-are chestia asta Gândește că la ei, cred eu, la lăutari, e ca și cum te-ai dus, ai cântat ca Ronaldo, ai jucat ca Ronaldo la toate echipele mari sau la mea și după aia te-ai întors unde îți placeți în Rio de Janeiro, acolo. Da, exact așa pe e. O plajă cu mingea, știi ce zic? povestea la... că a, și, povestea că anul trecut a fost la cel mai mare festival de world music din lume la Bruxelles și a cântat pe scenă am vrut eu un delay anume, mi-a explicat de nu știu ce multitap delay care place lui, am vrut eu un delay anume pe vioară și zic, și ce evenimentă? Și am intrat pe eveniment să văd și cântase cu Natasha Atlas, cu bliza Celar pe scenă, adică fuseseră niște chestii. Băi, era ceva fantasmagoric. Așa. Și eu aș vrea să văd niște chestii care nu știu dacă o se întâmplă. Adică a fost taraful de la Clejani, nu. Ceva. La Tiny Desk, parcă ceva da, 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 da. Și aș a vrea aș taraf de a fost așa la tiny Aș vrea să văd uite la color, să văd un uh, un român. Aș vrea să văd la un festival de asta mare de jazz niște trupe de români, niște de astea. Dar de ăștia mai noi, cipă. nu. domnul da, nu se gen știu, Johnny Reducanu, pula mea. Ăștia probabil Johnny au fost în toată toată lumea. Să-l odihnească. Nu, Băi, n-a prea apucat Johnny Răducanu. Deși păi, era un aia, gen... zic că nu prea sunt câțiva care... Din generația Johnny Răducanu, Harita Vitian, nu știu exact cât s-a dus. Băi, și unul la mână. aseara, participând la discuțiile astea, m-am bucurat că am dragostea asta universală față de muzică. Și doi, mi-am dat seama că muzica urbană din România, pe care într-un fel sau altul și eu și tu, mă, că o reprezentăm. Yeah. Lasă, nu vorbim de popularitate acum, nu vorbim nici de valoarea intrinsecă a actului artistic. Ar yeah. fi ca asta e sub subiectivității, publicul decide cel mai bine, știe mai bine ce îi place decât noi. Noi trebuie să ne vedem Fiecare care cu gusturile lui. Lucru. Exact. Dar lăsând asta la o parte, îmi dau seama că curentul ăsta, o, muzica urbană de la noi, underground-ul și muzica alternativă de la noi, mai are niște pâine de mâncat da, ca păi... să înțeleagă unul respectul ăsta transgenerațional cum funcționează și noi trebuie să ne creăm propriul nostru folclor și mai avem mult da, nu, dacă mă întreb pe mine tot zic asta, poate că o zic în glumă sau poate o zic serios, nici eu nu știu e că noi practic nici nu avem o industrie atât de mii eu. cu tot, cu pop, rock, cu tot e, nu, știu, nu știu cu cine mă uitam Dili se mai uită în Germania câte piese ies, numai rep Rep sau trep, săptămânal, sute. La noi dacă e 10 piese pe săptămână, alea deja se... e overkill. Că ei aveau emisiunea reality check da, da, și da. se chineau să găsească 10 piese pe emisiune. de o și făceau la două săptămâni. Că n -a, n -a Sunt artiști mainstream de la noi cu care am avut niște discuții din nou. Nu o să vreau să dau nume. Dacă o să vreau să vină unii dintre ei să se reîntoarcă aici în aproximativ discuții, să vorbească despre asta, putem să o facem. E un plafon pe care îl atingem în România. Da. Plafond pe care odată... Eu, eu odată simt că nu mai am unde să mă. să mă duc. N-am unde să mai mă duc. Ăsta sunt, atâta pot, trebuie să mă apuc să cânt în engleză și să mm. mă duc în alte țări. Asta, la ce festivaluri mai mari să mă duc? Ce piese mai șmechere să scot? Că asta îmi place. Dacă nu ai să... dosa de conștiință și îți place foarte mult ce faci, tot ce poți să faci este te la Dumnezeu să te țină unde ești. Să, păi, eu asta îmi doresc, că plutirea mi se pare mult mai tare decât sus și jos și pa. Să fie acolo, așa, pşş, 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 da, 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 da. cu barca pe, pe val. Zero figuri, zero pretenții. N-am, eu îmi fac treaba, mă duc, vorbesc cu toată lumea. Eu, când a venit pandemia, m-a omorât pentru că eu nu câștig fani pe internet ca alții, eu câștig fani la concert, când stau cu ei și vorbesc cu ei și strâng mâna și mă vede, mă simte, îi simt, îi simt. Eu acolo sunt, știi? Și eu, probabil, cu cât mai multe concerte în mai multe zone ciudate, o să cunosc oameni noi să-i aduc. Dar asta e o chestie. Sper să mă țină măcar 30 de ani. Trebuie să te țină instalația, că e greu, băs. E. Yeah. Și încă înc o chestie ciudată, când mă întrebai tu de top 5 sau ceva, e. după ce am scos albumul meu interzis primul, tatăl Dianei i-a adus vinilurile de la țară, că era și el colecționar, el, tatăl Dianei, cu fratele lui. Așa. Colecționau de la bulgari, fiind. Pe la George pe acolo, o grămadă viniluri, Pink Floyd, Tasul Diana mai pe rock, mai pe, Andrieș, pe de-astea. Am înțeles. Și a, a, venit un vinil cu Andrieș la noi acasă, că le sortam, le-am băgat într-o, de-asta, pe telefonul o aplicație. Și iau la lui Andrieș, mă uit la el interzis. Și bă, da la, care erau șansele. Să scoată Andrieș un album interzis. De Dar că... de eu nu știam. Stai un pic coaile mai mari dintre voi doi le-a avut Andrieș? Păi când a făcut el aia? În Dar colac peste pupăză, nu numai că albumul se cheamă Interzis la fel ca al meu, are și o piesă șeful. <gărăt> care e pe aceeași, aceeași dumă cu șeful, e cel mai cu care oricum nu putea zici muie șeful, cumva, și mi s-a părut așa, cred că am o conexiune cu el. Gheto Andrieș este unul dintre cei mai subversivi și mi-ai dat idee foarte bună să-l chem pe Alexandru Andrieș la aproximativ. E. De ce nu m-am gândit la asta până acum? Mersi mă că. Da, bă, nu știu, am, 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 este am, cel mai... că te, te pasionează chestiile astea. Foarte mult. E... Și eu am toată discografia lui Alexandru Andrieș, este printre cei mai subversivi artiști din România, când țara murea de foame și era criza alimentară din România, el a spus piesa azi la telejurnal, am văzut cașcaval. <laughs> Deci are, nu știu, are un simț urmează. Nu știu să... dacă e de la oboseală, dar s-a zburlit un pic pe la pe mine Gândindu-mă cum o fi să scoți Piesa aia atunci e, Era cam, foarte Cam bun. mare cohoneus Domn, profesor de la e. arhitectură, ca să o Yeah. Băi, uh, acum chiar sparge în jazz. Yeah. Urmează secțiunea. S-a spart, spart jazz Urmează secțiunea uh, Macanache vs Patronatul Gojiresc pentru toți oamenii care mă susțin pe Patreon și mersi Dacă yeah, vreți yeah. să susțineți aproximativ discuții, puteți să o faceți uh, dând subscribe la Patreon. Am două abonamente marșilate. ăla de 3,50 și ăla de 10. Mai yeah. bagă-te acolo că nu e rău. Și urmează întrebările pe care oamenii care mi-au dat follow, ca să zic așa, care mă susțin pe Patreon, le pun direct la Macanache yeah. asta e acolo mersi mult că ai venit Mulțumesc asta de cu de invitație. Mamă, ai dat idee de mega episod, o să vreau yeah. să-l fac pe ăsta neapărat. Sper să vină, o să fie, o să uite multă lume. Îmi doresc foarte mult să vină pentru că acum mi-am dat seama că Alexandru Andreiș de fapt a fost cel mai subversiv artist român yeah. ar fi tare să-l să mai și pe pe maestru Florin Persic <laughs> dar să aveți o emisiune de aia de vreo 10 ore Bă, e... nu e ca și cum n-am vrut la Florin da, Persic probabil e, e greu, sunt e dificil sunt unele chestii care nu țin de mine și sunt unele chestii de subtilitate și detaliu pe care nu vreau să le spun și să le povestesc yeah. ca să înțelegi, eu mi-am dorit cu Ivan Pațachim foarte mult să fac ah, eu am apucat să-i o odată toată eu... copilăria mea mă duceam la cantinea de unde ziceam că am falsificat bonurile să mâncăm și pe pereții așa mari erau toate mondiale, europenele, olimpiale. a fost la Dinamo, Și fiecare în fiecare an era Pațaichi, mă uitam cine e cel mai mic, de trei cine are numele scris de mai multe ori. Era Pațaichi, 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 Pațaichi. Toată viața mea mi-am dorit să-l cunosc, să-l văd, să știu statuia lui, mereu treceam pe lângă ea. Și mm. la am moment dat la o piesă de teatru, când am fost seara, a venit cineva, salut, uite, el este domnul Ivan Pațaichi. Și eu îl mai văzut simt acolo, dar seamănă cu un actor. E un actor care seamănă cu el. No, Și zic, uite, fiind la teatru, zic, e actorul ăla. Și când a venit, soția lui a venit, că e fanul Akanaki, că nu știu ce. Și mi-a simat. Deci, era să le în acolo, bro. I-a zis, Doamne, Doamne, să vă dea Dumnezeu sănătate, să nu poți. Deci, aia e una din realizările mele în viața asta. Punct. Am stat cu dumnealui niște veri la rând în Sfântul Gheorghe. Wow. În Delta, adică ne știam. -am, recent am început să merg și în zona aia spre Delta. Ne știam și vorbisem să facem episod aici. Yeah. Da, astea sunt alte povești. Gata, spargem în Let's get it.